I'm finna hit it. And every time they can talk to me. No. I don't know about it. Why you out here with my brothers trying to smile at me like you buy my business? I've been doing everything I gotta do, and I never been afraid of goddamn sinning. Yeah. Oh, I'm addicted to winning. Oh, I'm addicted to winning. I get my dollars every time we all right here, and we don't even have to start a fight. Oh, God. No, no. Never start a fight. We pulling our back at the crib through the night. I'm cursed forever, gotta run from red and blue lights. No. Say I won't, no. Say I won't, no. Got me looking through the window, but I'm here again. I'm trying to see the fucking soldier, I'll come back again. When you gon' have the time, I'ma be right there. And let me take your plan and take it right here. You see that I don't understand the way you vibing through the people, way I'm walking through the crowd. We alright, yo. No love for me. But now they love me, but they wouldn't used to do it like this. See, now they love me, but they wouldn't used to do it like this. Now they love me, but they wouldn't used to do me like this. Bă, parcă mi-era dor așa, că trecuse prea mult. Băi, sunteți cam agitați azi și cred că intru în... Hai că intru în voi, ce să intru eu? Am 50 de kg, eu pot să bat doar pe LOL și nici acolo mă bat ăștia de mă rup. De fapt, nu prea pot să bat pe niciun joc, că... Hai să nu intrăm într-o monotonie, de-aia că până la urmă e vorba de bine. Azi e vorba să ne distrăm, e vorba să ne simțim bine. Băi, frate, mi-a apărut și mie pe TikTok odată un clip de la cu culcat. Bă, dar nu știu care-i faza și am văzut că a postat Rovion, bă, și n-am putut, nu, n-am vrut să dau click fără să reacționez gen cu voi aici pe live, că asta e tradiția, gen. Na, nu, trebuie să respectăm tranziția. E de la răceală, nu e că sunt eu prost, să nu credeți asta, nu e vorba, că voi mă cunoașteți, știți că nu sunt prost. Adică nu e vorba de așa. Băi, vezi, venim cu vești bune azi, frate, că în sfârșit mi-a trecut și mie răceala. Bine, mai vorbesc un pic pe nas așa, mai tușesc așa din când în când, dar sunt super ok și... câteodată mai suflu și un bucușor. Dar în rest suntem ok, gen, bă frate, nu știu de voi, dar eu așa sunt. De fiecare dată când răcesc, mie, gen, sunt răcit câteva zile, dar mi-e rău doar o zi, frate. O zi, gen, știți că mi-a fost rău? Imediat după live. Dar uite, că m-a ținut cam mult acum aici, nebun. Bă, iesă-ți așa un pic. Tremură puțin, nu tremură imaginea, dar parcă nu se mișcă așa lin. Parcă nu e leruiler așa, știi ce zic? Leruiler și... Băi, se mișcă bine, mă, live-ul ăsta, că nu-mi dau seama, mă, că v-aș cura v-asta. Eu mă mișc superb, adică nici nu mai zic că fac mișcări de-astea, de dans, de alea, nici nu mai zic de alea. Viața aia, eu mi-am luat scam. Ce ai făcut, mă, senpai? Intri și tu în blestemul tău 10, ești nebun? Deși ea nu mai țepe? Vă că tot ziceți culcat. Hai, mă, că mă culc, ești nebun la cap. Hai că mă culc, noapte bună, băi! Ce e aia culcat? Că ne uităm imediat. Aveți răbdare, culcat. De fapt, eu să am răbdare, că aflu imediat că ne uităm să... Hai că tocmai ce ai zis că mă simt mai bine și mă ia cu strănuturi, cu alea, cu... Dar nu e, sunt ok. Eu sunt ok, mă, vezi, și știți, v-am zis că m-am vindecat, e ok, adică doar mai tușesc toată. Dar sunt ok. Dar tot mai... Așa cum v-am lăsat tot așa, sunt mai cringe, mai tâmpii, mai alea. Știți ce zic? Am câștigat cea mai scumpă mașină din lume din GTA 5. Viața mea, îmi pare rău că n-ai câștigat-o în realitate, ca și în GTA 5. Știi ce zic? Da, felicitări, bravo. E un început, știi cum e, e un început. Venim cu vești bune. Deci azi am postat și pe canalul de gaming. Facem și live. Mâine postăm iar pe canalul de gaming. Îmi pare rău că n-am postat cât de mult am vrut pe canalul ăsta, frate, luna asta. Dar, bă, rău nu mi-a fost așa rău, dar cu vocea asta e nasă. Mamă, uite-l pe Andrei. Băi, stați, nu.
Andrei, dar de unde ai avut link-ul viața mea? Că am link-uri numai din... numai pentru gaming maraton, mă. Îți mulțumesc din suflet, Andrei, sărbători fericite și ție, dar stați așa un pic. După cum ați văzut și în titlu, acest live este face parte din evenimentul Gaming Maraton. Și noi anul ăsta, noi Gaming Maratonul ăsta, vrem să-l facem ceva mai special și vrem să-l facem caritabil. Și sponsorii pe care îi vedeți pe ecran, hai că arăt bine în partea asta, sponsorii pe care îi vedeți aici și împreună cu mai mulți gamer, printre care și eu și mai mulți streamer, că nu sunt neapărat gamer eu, dar sunt streamer. Sunt și streamer, vlogger, de la ai că nici nu știu ce sunt. Dacă mă întreabă cineva, mă încur, nu știu ce să-i zic, fac, sunt pe net, doamnă, intrați pe net să mă vedeți, mă panichez, nu mai știu ce să-i zic. Și, noi streameri împreună cu acești sponsori vrem să susținem asociația Casă Bună, pe care vă arăt acum și vă încurajăm și pe voi, frate, să donați cu ce aveți, nu neapărat cu bani. Dacă v-a schimbat, nu știu, mouse-ul sau dacă v-a schimbat tastatura recent sau dacă v-a schimbat echipamentul ăsta de gaming, că noi cu asta vrem să ajutăm, bine, se pot dona și bani, dar nu este neapărat. Fiecare donează ce simte, gen, puteți să intrați aici pe site. Dacă sunteți salariați, gen, puteți să vă redirecționați și un procent din impozitul pe venit. Dacă aveți firme, iarăși puteți să rezolvați aici și să ajutăm împreună niște copilași care, din păcate, nu își permit să aibă și ei ca noi, gen, să se joace, să așa mai departe. Și m-aș bucura dacă am putea face lucrul ăsta, dacă am reușit să ajutăm cât mai mulți copii și așa mai departe. Și vă rog din suflet, Andrei, dacă aveți plăcerea să donați, să nu-mi donați mie, măcar live-ul ăsta, gen, să intrați aici pe asociația casabună.ro, aveți toate link-urile în descriere. Și să ajutăm împreună acești copii care, din păcate, nu își permit să meargă la școală, mă rog, sunt multe cazuri nefericite. Dacă vă interesează, intrați aici să vă documentați și așa mai departe. Dar, Andrei, eu îți mulțumesc din suflet, frate. Așa, vă ziceam că n-am filmat cât am vrut eu luna asta, pentru că rău nu mi-a fost, dar... Bă, frate, am fost răgușit rău de tot, gen câteva zile și după aia am vorbit pe nas. Și nu știu, nu mă simt bine să fac live-uri, să filmez, așa, când am vocea asta, că nu știu, parcă nu sunt eu aici, nebun la cap, că mă auzeam mai devreme. Vlad, mersi mult de tot de rânnoire, bro, te pup. Mă bucur că îți place la noi în familie aici, frate, e tot ce-mi doresc. Și nu știu, deci m-am ascultat, am filmat, ați văzut că am filmat pe contul de gaming, am filmat ceva cu Free Fire, am filmat prima dată când mă joc. Bă, și mă ascultam și bă, cine e ăsta, mâncați-și gura ta, că nu sunt eu, dacă mă auzeam, deci vieți-ne, fiți atenți, am avut ședință la Nexus și bine, vorbeam și de pe alt microfon, nu vorbeam de pe microfonul ăsta, dar eram înfundat, eram răgușit, nu era vocea mea, bă, și când vorbeam, se făcea liniște și întreba toată lumea, bă, cine e ăsta de a vorbit acum? Eu eram infiltrat, mâncava jura voastră, nu mă recunoștea nimeni după voce, ești nebun? Salut, eu mă bucur că faci live, mă faci seara mai frumoasă, mă bucur maxim, frate. Mie îmi place vocea ta pe nas, multă sănătate, multă sănătate și vouă, frate, și sărbători fericite alături de cei dragi. Vezi, am uitat să vă zic, gen, uite, Ovidiu a devenit gură, te pum, Ovidiu, te pum, bro. Bine ai venit la noi în familie, de fapt erai la noi în familie aici, dar na. Bă, nu mai donați mie! Băi, scot alertele, chiar nu vreau să-mi donați mie azi. Nu vreau să-mi donați mie, vreau să... Deci dacă aveți plăcerea de a dona, vă rog din suflet să intrați pe cum e site-ul, asociațiacasabună.ro, deci e primul link din descriere, și să donați acolo, frate, să ajutăm copiii, gen, lăsați-mă pe mine. Azi nu e despre noi, e vorba să ajutăm, să așa, știți ce zic? De pufane. Mi-am luat scam pe CSGO cu un cuțit de 150 de euro și niște skin-uri de 50 de euro, practic un total de 200. Dar cum ai reușit, mă, viața mea? Explică-ne și nouă, vreau să aud cum ți-ai luat țeavă pe CSGO. Că, bine, eu nu te judec. Că eu mi-am luat toate țepele din toată lumea, gen. Înțelegeți? Adică eu nu judec. Dar empatizez și ce zic, de-aia m-am răsit așa un pic, că empatizez, mă enervează țeparii, nu știu, mă, bine, eu eram, hai că nu mai. Să știi că în videoul Rovion în jură, mă, că l-am văzut, de ce ai grijă? Am înțeles, e forță.
Dacă donăm acolo, promovezi ca de obicei. Păi, bro, e vorba să donezi, să ajuți, nu e vorba să donezi în schimbul unor servicii. Asta e toată chestia. E caritate, nu e altceva. Nu o să fac promovări pe baza donațiilor de acolo și nici pe baza donațiilor de azi. Ok. Bine, bine, o să am grijă. Băi, fiți, dacă tot e vorba de caritate și de dat mai departe și așa, eu să știți că zilele astea cât n-am făcut live, cât n-am mai filmat, cât așa, de când s-a scos și chestia asta cu să poți să mergi cu test și, mă rog, am umblat și eu mai mult. Bine, ce să umblu, că am fost mort. Am făcut două drumuri. Trei, că am fost și la Ploiești. Dar fiți atenți. Deci nu știu cum s-a întâmplat, nu mai știu de mult în casă. Bă, și nu știu cum s-a întâmplat, dar toți oamenii străzi la mine veneau, gen, când eram la semafor, când mă găseau pe stradă, când așa. Mă împrumut și, deci viața mea îmi donează, deci mă donează 10 lei și mă întreabă, mă împrumut și pe mine cu 10 lei? Da, viața mea, păi acum mai am. te pun, băi frate, vă rog din suflet, nu mai donați mie, donați pe primul link de descriere acolo. Măcar azi, gen. Ploiești cel mai frumos oraș. Foarte frumos, într-adevăr. Așa, viețile, ce credeți, mă? Ies eu cu mașina acum câteva zile, nu mai știu unde merg. Parcă m-am dus până la IMEI sau nu mai știu, efectiv nu mai știu. Știi că TJ Myers merge la Survivor? Am văzut pe pagina de la Survivor, am văzut. Bravo lui, frate, bravo lui, că știe cum să-și gestioneze tot hype-ul ăsta, gen. Mult succes și în continuare. Ce credeți, mă? Mă opresc eu cu mașina la semafor, frate. Bă, și vine o doamnă mai în vârstă, așa, care, gen, se vedea că e, face parte din comunitatea oamenilor al străzii. De fapt, nu știu dacă au o comunitate, nu știu de ce m-am exprimat așa, mâncava și cura voastră, mi-am luat aere de YouTuber, eu, noi avem comunități, mâncați și cura ta. Deci era un om al străzii, o femeie, gen, și practic cerea bani acolo la mașini. Și, bă, mă gândeam așa, bă, frate, n-am mai dat de foarte mult timp niște bani, gen, cuiva căruia mi-a cerut așa, pe stradă și așa mai departe. Și mă uit în portofel, aveam 10 lei mărunt. Și am luat ăia 10 lei, i-am dat, bă, și s-a bucurat, frate, mi-a mulțumit, mi-a urat de bine acolo. Și chiar mi-a urat de bine, că de obicei când zici mi-a urat de bine, nu prea ți-a urat de bine, știți ce zic? Și a fost tot ok, m-am simțit bine. După aia, ce credeți, mâncava și gura voastră? Am zis, bă, dacă tot am început ziua așa, eu așa o țin. Deci dacă mai întâlnesc oameni de genul care îmi cer și așa mai departe, eu le dau. Problema care a fost? Că eu am căzut de comun acord, știți când? Când am apărut pe live-ul acela care s-a ținut la Chipflix, dacă v-ați uitat, atunci când am condus eu cu volanul de la Logitech, știți ce zic? Nu știu dacă v-ați uitat toți, dar mă rog, în ziua aia s-a întâmplat. După ce am plecat de acolo, bă frate, era, mă opresc chiar la semafor și era, bă, să mă ierte Dumnezeu, dar nu știu dacă era băiat sau fată, gen. Nu o zic în nume de rău, dar era foarte înfofolit și avea un fel de pijama, gen, mai murdăric, așa. Mi s-a făcut milă, știți? Și a venit spre mine și m-am uitat în portofel, bă, nu mai aveam mărunt. Aveam numai de 100 de lei, gen, și de, bine, de fapt aveam două de 100 de lei. Era să zic, aveam numai de 100 și de 200, dar eu de fapt aveam două de 100 și una de 200. După aia cine auzea prima dată, mamă, câți bani avea ăsta la el, dar eu de fapt aveam doar 400 de lei, înțelegeți? Și, bă, frate, și am făcut contact vizual. Bă, și eu eram acolo, mi-era milă, voiam să-l ajut, dar parcă pe de altă parte nici nu i-aș fi dat direct 100, așa, la semafor, că știți că de obicei tradiția care e să dai câte 10, 20 maxim, să zic, 50, hai, dacă ai așa, dar 100, eu personal n-am dat niciodată pe stradă, gen, am mai donat, am mai făcut donații și așa mai departe, dar nu pe stradă, știi? Păi și am făcut contact vizual, m-am uitat în portofel, eram, bă, să-i dau 100, să-i dau 100, dar nu știu ce, bă. Bă, și ce credeți, mă? Iau, am zis, hai mă frate, hai, azi dacă tot m-am ținut așa, e și Crăciunul, acum vine într-o săptămână, așa, scot 100 și-i dau, bă frate, și mă așteptam, deci, vă spun sincer, bă frate, mă ascultați, vorbiți și cu mine sau, joacă horror, Teo, ce faci, Teo, haide, bă, ce voce ai, Teo, ha, joacă Teo. Băi, vorbesc și eu, acum știți tradiția, gen, vorbim, reacționăm, după aia ne jucăm, o să ne jucăm cu Hymen, horror, o să râdeți, deci aveți răbdare că o să râdem. Așa, și bă frate, iau o bancă de 100 de lei, că nu puteam să-i, am făcut contact vizual cu el, așa, sau cu ea, nu știu, mă rog,
Nu puteam să nu-i dau. Nu puteam, nu puteam. Și iau 100 de lei. Și apoi și mă așteptam să se bucure, să sară, să mulțumească, să nu știu ce, mă așteptam să fie recunoscător, bă, mâncavași, cura voastră, ceea ce mi s-a întâmplat atunci mi-a pus capac pentru că nu mă așteptam nici măcar 1% să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, fiți atenți. Deci iau o bancnotă de 100 de lei, îi dau așa, bă, nici măcar nu se uită la bancnotă, dar o vede, gen, că s-a, gen, am văzut că i-a trecut prin, cum îi zice, mă, din în periferia vizuală, vorbesc bine, mă, mâncavaș, vorbesc română cu voi, că nu mai știu. Mă rog, mi-am dat seama că a văzut, dar, băi, avea, gen, avea un poker face, așa cum a venit, încă așa era. Și îmi zice, că trebuie să plătesc chiria, că am 7 copii acasă, că nu știu, 7 copii acasă, în condiții în care, bă, avea maxim 20 de ani. Maxim 20 de ani, doar că nu știu dacă era fată sau băiat, să mă ierte Dumnezeu, dar nu îmi dădea niciun indiciu că avea o căciulă trasă așa și avea o haină foarte largă, gen, și ce zic? Păi și a rămas cu aceeași față, poker face, și mi-a zis că trebuie să plătească chiria, că are 7 copii acasă, dacă mai pot să-i dau 100. În ce lume trăim, bă, mânca faci cura voastră, dacă îmi dădea mie 100 de lei, mă puneam așa în genunchi, mâncați aici gura ta și îi făceam mătănii. Păi... deci eu îi dau, mânca, vai, stau, deci duc o luptă cu mine, duc un război cu mine, mă bat acolo, hai băi zgârcitule, dă-i și tu 100, că nu știu ce, bă, da, sunt 100 de lei, că n-am, bă, eu muncesc pentru ăștia, nu știu ce, că, bă, da, dă-i, eu că nu știu ce, dă-i, că e Crăciunul, bă, da, stai, bă, că-s mulți bani, bă, da, dă-i, că e Crăciunul, deci eu duc lupta asta cu mine, continuă, mânca, vai, și cura voastră, și el ce-mi zice, dacă pot să-i mai dau 100, bravo viața mea, îmi pare rău că te-am dat de ea 100, mâncați. Și după aia să continuă conflictul ăla interior. Vezi, mă, boule, ți-a zis să nu-i dai. A, mă, că e Crăciunul, mori așa, că din 100. A, mă, că, păi, uite, nu vezi că nu s-a bucurat. Bă, mâncava și cura voastră. Deci nu mă așteptam nici măcar 1% să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam, frate. În ce lume trăim? Bă, măcar de... nu mi-a zis mersi, mă! Bă, nu mi-a zis mersi, mâncava și cura voastră să mă trăznească Dumnezeu dacă mint. Bă, nu mi-a zis mersi. Bă, și într-adevăr, forță, mi-a căzut chat-ul, stați așa că nu mai pot să citesc chat-ul că nu-l mai văd. Așa, mută chat-ul, așa, gata. Da, băi, acum... eu am contemplat un pic după asta. Te pun, Mohaimene, ce faci? Aștept să ne speriem împreună în seara asta. Am contemplat un pic la ce mi s-a întâmplat, gen, știi? Și prima reacție care e? Bă, nu mai dau niciodată bani la oameni pe stradă, că sunt toți niște jepcari, că nu știu ce. Bă, nu începeți la mine pe live, mă, mâncava și gura voastră. Nu cred. Am venit Timoce și ai mei, mă, mâncava și gura. Am venit să certe. Bine, bă, nu se ceartă pe bune între tovarăși, dar vă rog, vă pun pământul, hai să ținem ok. Așa, stai să continui. Dar ce să mai pot să continui, mâncava și gura, să te pup, Alina. Deci prima reacție care e, frate? Să nu mai dai niciodată bani, că toți sunt așa, toți nu știu ce. Bă, da, acum, ok, s-a întâmplat asta, da? Eu zic din punctul meu de vedere că mie mi s-a întâmplat și zic cum am gestionat eu situația asta. Prima reacție asta am avut-o, bă, am fost gen dezamăgit, n-am fost nervos. În niciun caz n-am fost nervos, nu m-am luat cu el în gură sau ceva. Dar am fost dezamăgit, frate. Și după aia te gândești, bă, da, să mai dau, frate, bani, să nu știu ce. Bă, până la urmă, gen, tu când oferi bani cuiva sau oferi ceva cuiva, o faci pentru tine și o faci din suflet, o faci fără așteptări, da? Că persoana respectivă e nerecunoscătoare, că vrea mai mult, că nu știu ce, nu e treaba ta, tu o faci pentru tine și o faci ca să te simți tu mai bine, gen. Dacă te și enervezi pentru că ai așteptări față de persoana respectivă, atunci greșești. Și... hai că forță! Hai că forță, ia. Are cineva soluție de parchet să beau și eu pe live, am avut la Imogen, cred că e ok. E tare, e mișto. Băi, poate să joacă și Imogen cu noi, mă. De fapt, stai că Imogen face cu Palaș, am uitat. Așa mi s-a întâmplat și mie astăzi când la semafor a venit un copil, a zis, dă-mi și mie 2 lei, eu i-am dat și
și am mai scos și 10 lei din greșeală și ai zis copilul, ai mă, mai dă și tu și aia 10 lei. Bă, în viață e bine să fii recunoscător și dacă primești 10 bani, gen, că până la urmă primești ceva, nu e ca și cum ți-ar lua ceva, știi? Dar, bă, frate, există tot felul de oameni în lumea asta, trebuie să ne obișnuim și nu trebuie să ne mai mire, frate, nu trebuie să ne mai mire, gen. Asta e toată chestia. Așa, după aia am mai avut o experiență când am fost la Ploiești. Am fost ieri la Ploiești cu Cesima, eu m-am întors, ea a mai rămas un pic. Ce credeți, mă? Zgârcite-o ăsta, da, hai că zgârcite-o ăsta dacă e. Bă, frate, ce credeți? Am fost să o luăm pe bunica ei de la gara de nord, de acolo, din Ploiești. Ce credeți? Și vine, eram cu Cesima, eram cu sora ei și cu tatăl ei. Tatăl ei pleacă să o ia, gen că noi am parcat un pic mai încolo, că acolo am găsit loc de parcare. Și am rămas eu cu Cesima și cu sora Cesimei. Băi, faza e când vine cineva la mine și îmi cere ajutorul și așa, eu sunt victimă, mâncava. Eu nu pot să zic nu. Gen, mă pune în fața faptului împlinit. De fapt, stai așa, când mi-a zis ăla, dacă pot să-i mai dau 100, nu a mai putut să nu-i zic nu. Ești nebun? I-am zis, eu îmi pare rău. Nu l-am jignit cu nimic și nu i-am răspuns urât. I-am zis, îmi pare rău, atât am, gen, nu mă știu ce i-am zis. Dar nu l-am jignit cu absolut nimic și nu i-am vorbit pe un ton urât. Dar i-am zis, bă, eu atât am, nu pot să-ți dau mai mult, gen. Păi și vine un om mai în vârstă la mine, toți mă văd, bă, parcă să uită în ochii mei și zic, bă, ăsta e prost, ăsta ne dă bani, ăsta e prost. Și ce credeți, mă? Vine omul la mine, iar nu aveam mărunt. Bă, nu știu cum se face, dar n-aveam mărunt nici atunci, mă, mâncat vaș gura voastră, dar n-aveam numai 200, aveam și de 50 de lei. Și ce credeți, mă? Îmi zice, bă, se apucă și toți au aceeași, de asta, bine că nu au o vrăjeală la nume sau ceva, dar începe să-mi povestească că am lucrat un an de zile și nu mi-a dat niciun ban, că nu am cu ce să ajung acasă, că nu știu ce. Băi, acum care-i faza? Acum că stau să mă gândesc, ok, poate a fost vrăjeală, dar atunci când, bă, fiți atenți, care e concluzia? Eu i-am dat 50 de lei după ce mi-a zis povestea asta a vieții lui. Mi-a zis că i s-a întâmplat nu știu ce, că a avut un șef și că nu i-a dat niciun ban. Mi se închide într-un chatul ăsta și mă enervează rău de tot. Îmi dă snap, oh snap, nu știu ce. Și dacă mă uit la task manager, ia stai așa un pic. Da, nu are nicio problemă, dar îmi face mie figur chatul. Ok, am înțeles. Gata, l-am pus, dacă mai cade și acum, cred că fără chat. Citesc în stele, vorbim telepatic viețile mele. Așa. Așa mi s-a întâmplat și mie la o biserică, o doamnă mi-a cerut 10 lei, după mi-a cerut încă 10 și după îmi cere 50 de lei. Mamă, ți-a cerut și a treia oară, ești nebun la cap? Bă, până la urmă, e business-ul lor, ești nebun la cap? Ei nu-i mai interesează, mă, frate, gen de sentimente, nu-i mai interesează să mulțumească. Vă dați seama că dacă faci asta zi de zi, la un moment dat nu mai ai emoții, ești nebun când faci chestia asta. Tu te gândești doar cum să profiți, să faci mai mult. Ceea ce mi se pare inuman, gen. Și chiar e inuman. Și ce zic? În gara de nord se întâmplă des acolo. Așa, probabil mi-a văzut numărul, mă, de la mașină. A văzut că din București, că nu știu schemele pe aici și nu știu. Și a venit, deci vieți să ne vă mai zic că... Băi, s-a întâmplat ceva. Vieți să ne mai suntem live? A, nu s-a întâmplat nimic, dar mi-a dispărut și chat-ul ăsta după... Gata, ba nu, gata. Gata. Așa, deci, pentru cine că m-am lungit prea mult și poate a mai intrat lume între timp, deci, vieții, stăteam în mașină, eram cu Cisima și cu sora Cisimei și a venit un om la mine și a început să-mi povestească toată viața lui, cum că și-a bătut șeful lui joc de el, că a muncit un an și nu i-a dat niciun ban, că n-are atunci cu ce să ajungă acasă, că nu știu ce. Și eu, bă frate, știți care-i faza? I-au dat lacrimile, mă, ești nebun? Deci omul, bă frate, a trăit ce mi-a zis atunci. Deci a trăit ce mi-a zis, mânca vaș gura voastră. Și când i-am scos 50 de lei să-i dau, i s-a luminat fața, la modul ăla, știi ce zic? Scuze, voiam să mă conectez pe telefon pe contul meu de YouTube și intrai din greșeală pe contul tău și ți se dă dure start probabil. Am înțeles, te pup, băi, hai bun. Așa. Și după ce a plecat, mă rog, bă, s-a bucurat, frate, mi-a mulțumit, gen, ba da, noroc cu mine, la modul ăsta. După aia ce simt, am zice, realizez că ți-a tras și ăsta țeapă, nu?
Și eu îi zic, știți care, și vă zic și voi același lucru. Bă, frate, de omul ăsta, chit că mi-a tras țeapă sau nu mi-a tras țeapă, bă, mie nu-mi pare rău. Gen, să zic, mi-a tras țeapă, ok? Mie nu-mi pare rău, bă, frate. Și-a dat viața, bă, când mi-a explicat atunci. Băi, deci ce sceneta a jucat, mâncați aici gura ta? Deci ăla, bă, dacă luam, deci dacă luam și îl duceam la Hollywood acolo, era, acum mâncava și gura voastră, era, bă, ăsta, mă, cum îi zice, era, ziceți-mi, bă, un actor, că nu-mi vine. Era ăla, mă, era DiCaprio, mâncava și gura voastră. Băi, s-a terminat, mă, băi, i-au dat lacrimile, a trăit fiecare moment, fiecare, bă, fiecare literă pe care a scos-o pe gură, el a trăit-o, mâncava și gura voastră. Eu, pentru aia, chit că m-ați epuit, eu i-am dat bani, mâncați și gura ta, nu știu. Eu, știți care e faza? Că mi-au tras țeapă, că asta făcea ei de obicei, că m-au mințit ca așa. Eu până la urmă nu i-am ajutat pentru povestea lor, eu i-am ajutat pentru mine, că îmi place să ajut oamenii, frate. Acum e Dumnezeu, e și un Dumnezeu care se uită și vede lucrurile și dă fiecăruia ce merită și așa mai departe. Eu am dat cu dragă inimă banii ăștia, dacă ei i-au luat pe rea inimă și m-au mințit și așa mai departe, e treaba lor și la ei o să vină ce trebuie să vină. Așa, pentru noi, frate, dacă oferim cu dragă inimă, nu are ce să se întâmple. Așa, și asta am vrut să vorbesc. Bă, da, mi se... Da, e ăsta într-una, mă enervează rău de tot. Cred că dau mare restart, închid live-ul și mai începem o dată. Mă enervează, deci îmi pică într-una viețile mele, îmi pică într-una YouTube-ul, gen browser-ul. Îmi pică, îmi zice, oh, snap. O, nu știu ce, o, Instagram, viața mea, o, Twitter, că Snapchat nu prea mai e forță. O, Snap și nu știu ce. Și mi se... Nu mai zic nimic. Așa, mută chat-ul, mai au dat 15-a oară, îl pun aici, așa, gata. Stai că mai trebuie ceva. Mai trebuie și live-ul aici ca să vedem și noi oamenii și așa mai departe. Îl punem aici, dăm click, gata, gata. Așa, nu sună bine restartul, nici nu mai dau, că, da, nu știu ce să fac. Viețile mele. Vă mai zic o dată, frate. Dacă are cineva plăcerea să doneze, să ajute cu ce are el pe acasă și nu mai folosește, gen, nu știu dacă puteți hăinuțe sau ceva, dar echipamente de-astea de gaming, gen mouse, tastaturi, vechi sau ceva care încă sunt funcționale, dar nu le mai folosiți, nu vă mai trebuie și așa mai departe. Sau dacă vreți să faceți donații de bani, puteți să accesați primul link și noi practic asta încercăm să susținem, asociația aceasta Casă Bună care ajută copii, gen dacă sunteți salariați puteți să redirecționați impozitul vostru pe venit, dacă aveți firme, iarăși tot cu impozitul pe venit, nu știu exact cum funcționează lucrurile astea că nu prea le-am eu cu firmele, cu astea, cu impozite, cu contabilitate, nu sufăr. Gen, dar poate știți voi 100%, știți mai bine decât mine, gen. Aia acum să văd și eu care e faza cu culcat, mâncava și gura voastră, că nu știu de ce urlă toată lumea și în comentarii și au pe toată lumea culcat. Dau mesaj, fug la fond, număr banii, iau sto, ajung acasă, cântăresc, mă pun pe treabă, fest, panicat, de filaje, dar nu mă opresc. Vezi că e tare rău de tot intro-ul ăsta. Dau mesaj, fug la fond, număr banii, iau sto, ajung acasă, cântăresc. Care e faza? Mamă, tare rău de tot intro-ul. Înainte de toate, știți și voi că vin sărbătorile, vine Crăciunul, deci trebuie să fim și noi mai buni. Așa cum ne spune și tovarășul nostru, Ștefan Ghe. Vreți, fraților, că au venit sărbătorilor, fraților, să nu mai fiți... Au venit sărbătorilor, fraților. Trei cu multă lume, fraților, să fiți sărbătoriți cu multă lume. Băi, știți care e faza? Că toată lumea zice lucrul ăsta, că vin sărbătorile, acum vine Crăciunul, hai să fim mai buni, hai să nu știu ce. Bă, dar de ce nu putem să fim mai buni mereu, mă, și doar acum de sărbători, și nebun la cap? Nu putem să ajutăm și noi lume mereu? Nu să ajutăm doar acum de sărbători? Au venit sărbătorilor, oricum. Hai că forță! Au venit sărbătorilor, fraților, și odată cu ele vin și colindătorii, vestitorii ierni. Nu, n-au venit colindătorii, au venit colindătorilor.
aveți, mâncați aici, cura ta. Că nu fac de-astea nici în GTA 5, ești nebun la cap și omul meu face cu căruța. Dar trebuie să fiți atenți, fiți precauți, nu dați și voi drumul la oricine. Că nu se știe niciodată cine poate fi de partea cealaltă a ușii. Pot fi colindători, dar poate fi și cineva de la gaze. De la poliție suntem, deschide ușa. Pula morților, Iohannis. Deci dacă aveți colegi sau prieteni care trebuie dintr-o dată să strigeți, o să dăm schimb la părțile care nu prea sunt așa de Crăciun. Fără motiv, să zic așa. Și v-ați întrebat care e faza cu replica asta. Cum să faci drift cu calul? Ce o s-a terminat? Ești nebun? Să aflați de unde a început totul. Pentru că în seria asta explicăm meme-uri, care e faza cu ele, la fel și cu unele trenduri, personaje de pe internet. Și ca small reminder, nu uitați să dați subscribe la canal pentru că unii dintre voi nu sunteți abonați și comentați ce meme-uri vreți să mai apară în seria care e faza. Sunt două tipuri de clipuri cu culcat în ultima vreme. Primul, care deja cam dispărut de pe For You, a fost popularizat de Cipri Rau. El provoacă diferiți oameni să facă flotări gen Give Me 20 ca în armată și la scurt timp lumea a început să facă la fel, era obligatoriu să faci flotări dacă ți apărea un clip de genul pe For You, indiferent de cine ești. A pus-o chiar și pe Mara Ognean să facă flotări. Asta e pentru toate fetele pe care Mara le-ai dus în eroare că ar avea vreo treabă cu Sebi. Așa, Mara, bagă. Bagă, Mara. Bagă 20 pentru postănică că n-ai vorbit ce trebuie. Bagă. Dacă ești băiat, bagi flotări și dacă ești fată, bagi genuflexiuni. Și am crezut că asta era o provocare de-a lui și cam atât, dar se pare că omul face content pe ideea asta. Cum, dacă ești băiat, faci flotări și dacă ești fată, faci genoflexiuni, dar Mara făcea flotări? Adina, care promovează în același timp mișcarea. Și sincer, îmi place conceptul, sunt curios cum o să evolueze. Mai ales clipurile cu o tracțiune egal un leu. Hai, melodia bună. Hai, bro. Prește. Acum trecem la al doilea trend cu culcat, cel pe care l-așteptați. Culcat! Băi, mi-a apărut și mie pe TikTok un cavaj groastră și eu nu mai stau mult pe TikTok. Pe la sfârșitul lui noiembrie, că nu mai am cont. Acum ne-am amintit și îmi vine să plâng iar. De fapt am cont, dar nu mai am nume pe cont. Mă cheamă It's King Reb. Ești nebun la cap, dar zici că sunt, ce sunt, rebel? Reb? It's King Reb și cu unul și cu s-uri și cu puncte și cu d-alea. Scuzați-mă, a fost momentul meu de nervi. E un grup de prieteni, se afla o benzinărie din Craiova. Acolo unul din oamenii prezenți s-a gândit să scoată telefonul să-și filmeze prietenul indignat de faptul că prețul la motorină a crescut cam mult. Și asta e și pe filmare. Ce ai vrut de spus? Băgam aici f***ul Iohannis și copiii lui 7 lei motorina, mă, băgam aici f***ul răniții lui. Păi unde suntem aici, mă, băgam aici f***ul vostru? O bună care e faza, mă, de râde toată lumea că țipă ăla culcat? Nu spune nimic, adică avem un protestatar cu glezne goale pe verme ploioasă care își spune și el oful în legătură cu prețul la motorină. Dar ultima parte din video a făcut clipul să devină viral. Culcat! Omul pare că a lucrat toată viața lui la jandarmerie și acum s-a reprofilat. S-a răspândit clipul ăsta ca pâinea caldă, pentru că exclamația aia de la sfârșit nu avea nicio legătură cu ce a spus mai devreme. Adică a ținut un discurs întreg despre Iohannis și după a strigat culcat la îndemnul prietenului care îl filma. Culcat! Cel mai probabil ăsta e un inside joke de-al lor, de-aia se aude din spatele camerei în șoaptă, culcat. După, omul ăsta își rupe plămânii strigând culcat. Mai amuzant e că îl înjură pe săracul Iohannis de copii, dar el nu știe că Iohannis n-are copii. Acum, cine e tipul ăsta care strigă culcat? L-am găsit pe TikTok sub... Mă doare pe mine gâtul ăla cât de tare a urlat culcat, ești nebun? Username-ul de Dragomir Sebastia 1. Cât despre contul pe care a apărut prima oară filmarea, nu-l mai găsesc. Din câte am înțeles, a fost șters contul sau ceva de genul. Am văzut în comentarii că până și el e conștient de cât de viral a ajuns clipul. Pentru că zice aici, dintr-o glumă am ajuns viral. Deci nu plănuia să ajungă în halul ăsta. Știți deja cum funcționează un trend de genul, lumea îl preia, se fac memes, lip-sync-uri. O să vă las aici câteva dintre ele. Culcat! 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 Răniții lui. Păi unde suntem aici, mă, băgam aici? Culcat. Bun, cam asta a fost tot clipul. Sper că acum ați înțeles. Deci practic de la un inside joke a devenit ceva de zice. Uite, chat-ul meu e plin de culcat. Ești nebun la cap?
Hai, mă, să mă cul dacă e. Să fiu culcat. Da, nu culcat de la așa. Păi și acum că am auzit și eu ăsta cu culcat, trebuie să fac și eu flotări, mă? Hai că fac flotări dacă e. Dacă fac o flotare leșin, deci cred că nu. Cred că fără culcat ești nebun la cap. Ia uite, ia uite. Ia uite culcatul pe chat. Hai că forță. Așa. Vițe, greșeli în Ini, Sebi, Codroșu și Abu Dhabi. Ne uite la asta, acum? Eu o 5 flotări culcat. Hai mă, hai mene, mă iei cu flotări cu aia. Băi, acum nu trebuie să fac, nu? Eu 10 flotări culcat, 2 flotări. Păi câte fac mâncat? Nu fac nimic, ești nebun că nu vă decideți. Nu vă decideți, până nu văd acolo toată lumea să zic același lucru. Eu nu fac, ești nebun și nici nu fac. Nici nu fac, da? Hai să ne uităm să râdem, hai. Da, nu mai zice. Hai, gata, vă pup. Eu voleam tu foarte bună, știi, și tu ne-am potrivit. Eu frumos și tu frumoasă, îți dai seama și ce copii. Unde vrei acolo mergem. Caterinca e făcut asta aici, nebun la cap. M-ați tot spamat în ultimul timp să fac o reacție la Ini Sebi, să fac un clip cu greșeli într-o piesă de-a lui Ini Sebi. Așa că am venit cu greșeli în două piese de-ale lui, Cod Roșu și Abu Dhabi. Dar cine este acest Ini Sebi? Nu e asta, mă. O, pisici! Imagine mai ești, mai ești! Pentru cei care nu-l știu, Ini Sebi e un newcomer din scena trap-ului din Buzău, de-aia unii și aseamănă stilul cu cel al lui Abi. Într-un timp destul de scurt și-a făcut un fanbase măricel și odată cu el au început să crească view-urile. Dar odată cu astea au apărut și oamenii care nu-l suportă, ba se iau de sprâncenele lui. E, acum, într-adevăr, când un om are succes și mai ales de star rapid, trebuie să existe și hater. Că... Bă, da, ce-i cu câinele ăsta, mâncați și gura ta, stați așa că nu-l vedeți de mine. Stați așa, stați așa. Camera in-game, care e, mă, mâncați aici gura ta așa? Ia vedeți, mâncați și gura voastră cum e câinele ăsta. Bă, ce-i câinele ăsta? Culcat! Mamă, cred că am trezit toți vecinii, mâncați aici gura ta. Nu cred că mai vorbesc, că iar răgușesc. Nu mai urlu, așa că iar răgușesc. Bazic are fane de 12 ani, ceea ce toată se adeverește, doar că nu poate controla el asta. Fă mă, doamne, prosop! În fine, eu azi o să vorbesc despre greșeli și observații în legătură cu piesele lui. Așa că să trecem direct la treabă. Și un small reminder înainte de toate, dați subscribe la canal, apăsați acolo. Pentru că unii dintre voi nu sunteți abonați. Eu golan tu foarte bună, știi, și tu ne-am potrivit. Puțin spus doar păcate. Toate la cafea la mine îi place. Bă, a dispărut și eu. Toate la cafea, eu golan. A, cred că e intenționat, mă, sau sunt eu prost? De fapt, uite, dispare ceu. Am găsit și noi o greșeală la Eurovision. Sau e intenționată? Hai să nu mai vorbesc de greșeli. Puțin spus doar păcate. Toate la cafea la mine îi place. Mulți când ați ascultat video-ul de la piesa asta, ați crezut că așa o să fie toată melodia. O instrumentală tarabană în hit 2005. Eu v-am să uităm de ce ai zis. Eu nu trebuie să mă uit în calitate de ăsta, de analizator, că e egal. Dar nu, ăsta a fost doar intro-ul melodiei. Vezi, cred că miroase un pic, n-ai dat like. Gen, mi-a venit așa un dump. E un pic și de la mine, că port tricoul ăsta de 3 zile, dar e și de la când n-ați dat like. Cred că facem și noi 3000 dacă de toată lumea. Și se pare că e atât de ritmat încât până și Ini Sebi dansează pe ea. Adică uitați-vă și voi cum intră în magazinul ăsta. Mai are puțin și dansează. Ce sunt astea? Șuste? Adică așa intră o persoană normală în magazin? Și așa intră Ini Sebi în magazine. Hei, bă la copiilor! Ce faceți voi? Păi căpușilor! Ha? Sanchi, frejere, nu? Încep să cred că Ini Sebi are o problemă serioasă cu frigul. A venit iarna și văd că își freacă mâinile alea în fiecare clip. Cred că a devenit un tic pentru el. O face în piese și o face și în TikTok-uri involuntar. În clipul ăsta, când l-a pus Cipirau la flotări, primul lucru pe care l-a dat să-l facă a fost să își frece mâinile. Aici vedeți că nu bate, da? Sau bate, sunt eu prost? Mâinile. Nu, eu nu cred că mă mai uit, nu mai analizez, că eu... Am înțeles. Bă, bate sau... Băi, eu am impresia că nu bate aici, nebun la cap. Nu bate acolo, ești nebun.
Bă, terminați cu flotările că nu fac nicio flotare. Vreți să leșin aici pe live? Fulgați! Și în Abu Dhabi, iar își freacă mâinile. Videoclipul e bine filmat, calitate bună, dar deranjează la ochi faptul că nu a fost filmat în 24 de FPS-uri, care e standardul pentru lucrul ăla mai cinematic, adică totul se mișcă prea live action și nu dă bine deloc pentru un videoclip muzical. Și în cât e filmat? În 30? Că nu dau seama, 60 acum nu e. Acum Inisebi se bagă în cabina de probă să se schimbe pentru videoclip. Și nu poate să aibă și el un moment de intimitate că stă Georgescu și l-așteaptă la un metru distanță. Adică uitați-vă și voi la Inisebi cum dă perdeaua și dă de Georgescu. Hai, mă, lasă-mă, tăte! Cu gura, mă, lasă-mă, să mă cac, să mă doare stomacul! Dar înțeleg că ăsta a fost un fel de product placement cu hanoracul ăla. Dar de ce se îmbracă cu hanoracul și după tot clipul apare într-un cu totul alt hanorac negru? Cred că a avut screen time 2-3 secunde primul hanorac. Și după aia ce credeți? Se așează pe scaun la o vorbă cu Georgescu, tot în bluza aia galbenă. Alea problemele, inisebi târfovile, combin pe toate. Îulo, ce urât vorbește băiatul ăsta. A zis cumva cuvântul cu T? Inisebi târfovile. Nu s-a poate așa! Dar se cam contrazice Inisebi. Eu râd ca prostul că chiar părea că se întâmplă ceva acolo. Mâncați-i gura dacă s-a întâmplat ceva grav. Parcă nu-i plăcea să înjure sau să vorbească urât. Frate, nu-mi place să înjur, nu-mi place să așa. Să vă dau la mult. Dar da, pe piese din câte am observat, nu înjură. Inisebi ne spune cu alte cuvinte că el e bărbat bine, multe femei le transformă și palea loiale în neloiale. El dă și exemplu, s-a tatuat gagică ta pe antebraț cu INI, numele lui de scenă. Dar de la ce vine INI? Știe cineva de aici? A zis? Gen? INI, Y-N-Y, you're not you. Mamă! Dacă e asta, cad pe spate, mâncați aici curata. You're not yourself! Mă jur, îmi fac cruce. Bă, mânca... Băi, îmi fac cruce. Nu știam, vă jur că nu știam. Ești nebun la cam, nu știam, jur. Nu pot să cred. Nu e, mă, eu am dale, eu sunt magician. Mâncați aici, sunt vrăjitor de ăla. Ești nebun la cap, nu e. Mă, lasă-mă, tăte! În gură, mă, lasă-mă, să mă cap. Păi, you're not yourself, n-am zis you're, mă, nebunule, care ești tu? Ior, adică iu apostrof r-e, așa am zis atunci. Băi, ești nebun. Dar înțeleg că ăsta a fost un fel de product placement cu hanoracul ăla. Dar de ce se îmbracă cu hanoracul și după tot clipul apare... Mă jur că chiar nu știam și poate lumea zice că a, ia uite-l pe ăsta, știa dinainte și vezi, Doamne, o dă acum că gen nu știe. Știi ce zic? Chiar nu știam. Totul al hanorac negru. Cred că a avut screen time 2-3 secunde primul hanorac. Și după aia ce credeți? Se așează pe scaun la o vorbă cu George. Bă, mâncava și am niște minere în nas, mâncava. Georgescu tot în bluza aia galbenă. Alea problemele, inisebi târfovile, combin pe toate. Îulo, ce urât. Bă, stați acum a început parcă iar. Parcă nu-i plăcea să înjure sau să vorbească urât. Frate, nu-mi place să înjur, nu-mi place să așa. Să vă dau la mult. Să-mi bag pula, dacă eu n-am să-mi bag pula, că ești băgame și... Bă, de-ți-te... Cum? Care erau șanse să mă înjură? Inisebi ne spune cu alte cuvinte că el e bărbat bine, multe femei le transformă și palea loiale. Bă, eu sunt bine, dar mai aveam pățeavă aici, niște neloiale. El dă și exemplu, s-a tatuat gagică ta pe antebraț cu INI, numele lui de scenă. S-a tatuat nevastă ta pe antebraț cu INI. A, și aici am oprit de fapt, dar ce am dat? Inisebi nu prea știe care e antebrațul. Zice de antebraț și arată spre biceps. Da, arăta așa, gen fix pe la începutul antebrațul. Ăsta e antebrațul. Dar ca să înțelegeți mai bine care e antebrațul, vă mai amintiți miul cu... Vă arată băieții ăștia aici clar care e antebrațul. Da, mă, da, am dat în greșeală. Îți place Inisebi, dar și Țanca Uraganul. Și încep să cred că versul ăsta este pentru Shelly. Pentru că aparent lui Shelly îi place Inisebi și îi place și Țanca Uraganul, dacă vă mai amintiți episodul cu Shelly și Țanca de la începutul anului. Da,
dacă tot suntem la capitolul Living the best life, e o mare problemă aici. Cel puțin în piesa asta Cod Roșu, bă, sunt prea repetitive. Se repetă strofa de la refren de prea multe ori încât devine evident. Femei mă vor de bărba vor și inele și femei mă vor de bărba vor, mă vor de bărba vor și inele și copii. Femei mă vor de bărba vor și inele și copii. Nu știu dacă au făcut o intenție. Da, se schimbă beat-ul la un moment dat. Vreau ca să aibă piesa peste 3 minute sau pur și simplu așa au gândit ei track-ul. Ca să vă faceți o idee, o să vă pun aici o imagine prin care separ strofa care se repetă de nenumărate ori, de cealaltă parte unde se află restul versurilor din melodie. După cum vedeți și voi, a făcut abuz de strofa aia. A făcut abuz de strofa aia. Iar în legătură cu sound-ul lui, câteodată e prea sus pentru cât poate duce vocea lui, zgrie puțin când ia notele cu autotune, dar asta se poate rezolva ușor dacă își alege beat-urile într-un key care îl avantajează, sau producerul poate să dea pitch down puțin la beat ca Inisebi să poată cânta mai jos. Și cred că ar suna mult mai bine. Aici au neglijat puțin băieții cadrul ăsta pentru că se vede destul de bine aici că e o cameră și un microfon defocalizat. De la ce melodie asta mă cap vașcura voastră? So just dance for me, everybody, you don't know. Ta-ra-na-na-na-ra, you don't know. Știți? Știți ce zic? Let's get it, pom-pom-pone, ta-ta-na-na, so just... Știți ce zic? Deci, dar cine, cine cânta mă aia? Cine cânta aia? Nu Beyoncé. Stai mă! Let's get it, pom-pom-pone. Let's get it, Didi, ia! Yeah. Let's get it, ia! Yeah. Nu e asta. Băi, cum, care era? Cum era? Nu e 50 Cent? Sau e 50 Cent? Băi, cum era, băi? Let's get it, pom pom pone, nantantone, so just dance for me. Let's get it, so just dance for me. Așa e, mă, cu soldiers? Mary J. Blige, nu e asta. Let's get it started. Aha! Ia ziceți. Asta, deci let's get it started, zice, nu let's get it pam pam ponet, pam pam. Da, eu când eram mic, na, nu știam ce înseamnă, nu știam ce alea, uite gen. A, asta zic. Dar e tare când se ia un beat de ăsta din afară, bine, nu e luat fix beat-ul, dar e făcut asemenea beat-ului, gen că îți dă o rată mai mare de a ieși un hit piesa, știi ce zici? Cum are și băiatul ăsta hype? Eu zic că e o mișcare super bună de marketing, felicitări. Care piesă intitulată... Că gen, îți rămâne beat-ul în cap, e făcut bombă. Nu prea sunt multe de zis, mi-a tot scris că piesa e copiată după Family Affair. Am venit să fac o piesă... Bă! Deci două chestii le-a zis dinainte, să știu. Bine, asta nu era ceva ce știu doar eu, știa mai multă lume gen din generația mea și mai mare decât mine. Dar aia cu Y nu e, nu e aia, chiar am dat o forță, ești nebun la cap. Că m-am îndrăgostit, nu știu. Dar aici nu e cazul pentru că e doar un sample piciuit. Păi asta sample zic, nu e la fel. Alți artiști contemporani. 10-9, 10-9, iar drogă. Bă, să cine, eu vreau doar tu să fii a mea. Ce-ai făcut față din mine? Aici Inisebi vorbește la telefon, iar peste câteva secunde vorbește la alt telefon, cu altă husă, aflându-se în același pat, cu aceleași petale. Și m-a întrebat frate meu ce am de mă comport așa. I-am zis că mă îndrăgost. You're naughty, naughty. You're choosing me, you're naughty, naughty. Îmi place că aici tovarășul lui Petre îl ceartă pentru că e mare simp, dar Inisebi e atât de afectat încât îl buvnește râsul pe filmare. Abia se mai abținea. Tu cu tovarășul tău în ultima bancă în timp oră, ai mâncat aici cu gura ta, să mor. Băi! Băi, unde suntem aici, mă, băgame? Culcat! Vreau să ți simți bine, să nu mai fi folosit.
observ că el și cu echipa lui au gândit foarte bine să marketeze faptul că a prins la fete. Așa că a făcut piesa asta în care arată cât de suportiv e el cu fetele și de-aia și prins. E o mișcare foarte bună. Eu nu sunt în targetul lui la public, adică îi înțeleg nișa, dar eu sunt mai mult pe wave-ul celălalt cu băieții din generație cu mine, așa că nu pot să dau un verdict dacă piesele lui sunt bune sau proaste. Nu știu. Sună bine, gen. Să spuneți-mi voi ce părere aveți în comentarii. Pot doar să vă spun că se găsesc greșeli și în piesele lui, după cum ați văzut și voi. Ăsta a fost clipul cu greșeli în piesele lui Inisebi. Să-mi scrieți în comentarii ce greșeli am. Oare e mă vreun clip la care să nu născocească vătămă niște greșeli? De fapt să le născocească, să le vadă, gen. Ce zic? Ai că am râs și pe seara asta un caz. Cât e 7:30, deci fiți atenți viețile. Este 7:35. La 8 începe și Haimen live-ul. Și cred că pe la 8:20, 8:30 ne jucăm horror, dar până atunci mai reacționăm la ce a apărut pe internetul. Băi, noi am văzut mașina lui Montrei, am văzut-o doar pe Instagram, asta e așa. Montrei. Cum arată noua mea mașină și a colorat-o, deci că e curcubeu. Mamă, ce muzică de Harry Potter la început. Eu sunt Montrei și bine m-am regăsit la primul clip de ziua de Crăciun 2021. Lasă pisica, o torturez, culcă! Astăzi sunt foarte fericit pentru că doar ce m-a sunat prietenul meu Cosmin de la Custom Tuning și mi-a spus că mașina este gata. Am foarte mari emoții și sunt super Dar cu inii, băi, nu stai mă că vreau să văd mașina lui Montrei. Vă poate arăta mai tragic. Pentru cel mai frumos cadou pe care nu l-am primit încă, însă îl văd deja lângă mine și abia aștept să văd, pentru că cred că o să fie o transformare radicală, nu? Eu zic că ai ieșit o... O mai recunosc? Nu cred. Nu? Nu. Asta am și vrut. Oh, mă, nu, eu nati, iutizi-mi, cum să-mi recunoască mașina? Mă, ce e ăsta? Băi, ăsta e vlogul lui Montrei sau e Need for Speed? Sau e ăla, mă, mâncați-a și Fast and Furious, mâncava și cura voastră. Și l-a pus acum, s-a terminat. Bă, dar are voie, mă, cu stopurile astea și întunecate? Sau... Sanchi, gen, știți ce zic? Negru mas sau cum se zice? Nu, e roz metalic. Da, mă, viața mea. Pare, mă, voie cu astea? Sunt stopuri fumurii, dar are voie? Are voie cu stopurile, cu farurile, nu? E farurile ce au, mă? Păi bă, dacă are voie, vreau și eu să-mi fac așa, mă, ești nebun la cap? Păi ce a făcut, ce și-a făcut la faruri? Nu cred. Asta e mașina și le-a negrit și pe alea? Doamne, cât de frumoasă e! Chiar arată super, super. Și zic sincer, în ziua în care am cumpărat mașina, mi-am dorit să fie exact așa. Îți mulțumesc super, super mult, Moș Crăciun. Deci, ca de fiecare dată pe zi, când ne-am pus. Vreau să văd care e faza cu farurile, că mi-a zis că n-are voie cu farurile. Nu, vine să cred că e a mea, sincer. A, da, par mai întunecate un pic. Și a pus folie. A, ok. A, deci cu stopuri ai voie, dar n-ai voie cu faruri. Nu știam asta. E super. Cred că am mai făcut nimeni. Ce ai, mă, șmecher? Mamă, uite cum e volanul ăsta, mă, în cava și cura voastră.
Da, și vocea asta. Bă, ce tabără de vară este așa? Debi, tabără de vară. De vară, asta e forță. Ah, official movie soundtrack. Bă, ești nebun la cap. Deci asta, stai așa, e soundtrack la filmul Tabăra de Vară, nu? Al lui, la lui Shelley, gen, de fapt, al, mă rog. Panaramo locul 1 la vrăjeală. Vin fetele la mine ca în tabăra de vară. Îmi place de tine, n-ai vrea să-mi fii profesoară. Biologie sau chimie să mă fac. Mă duce capul să fac bani, m-am făcut tata campion. Voi rămâneți la moed, noi am trecut pe perinion. Trebuie să-mi fac banii, nu mă opresc la milion. Jordan 4, bluza Nike, combin cu Louis Vuitton. Și îi place, îi place, îi place rău. Spar vreo 14 milioane pe gură tău, tău. Și îi place, îi place, îi place rău, rău. Spar vreo 14 milioane pe trupul tău, tău. Fac bani după bani după bani, într-un sardic al americane. Ai grijă nebună, te încurci cu golan, sunte sifon, ar sunte șobolani. Stop, stai și acum o fac, stop, stai și acum mă îmbrac. Bă, e tare rău, ești nebun la cap? De succes sunt obsedat și de femei sunt căutat. O, mă, nebunule! La vrăjeală, vin fetele la mine ca în tabăra de vară. Îmi place de tine, n-ai vrea să-mi fii profesoară. Biologie sau chimie, să mă bași mai rău în boală. Inise bipanaramo, locul 1 la vrăjeală. Vin fetele la mine ca în tabăra de vară. 340. Îmi place de yeah. tine, n-ai vrea să-mi fii profesoară. Biologie sau chimie, să mă bași mai rău. La film, dar ziceți-mi sincer. Vă duceți la film să-l vedeți? Știu că curiozitatea e mare la toți. Fac bani acum, sunt bine, și ne pișem pe eu uite-l pe viața mea. Zice ne... Ne... I... Pișem pe tine. Prost sunt, bă, voiam să-l minimizez. N-a zis cuvântul ăla. Bă, da, cu... Bă, mâncava și cura voastră, bă, băi, stați așa că a sunat cineva la sonerie. Mâncava și cura voastră și eu n-aște pe nimeni. Forță, a sunat cineva la ușă și am deschis ușa și nu mai era nimeni, s-auzeau voci de păscări. Mă, cine are glume de-astea în halul ăsta de proastă? Ești nebun la cap? Aveți 2 ani? Ești nebun? Mă, o să-i pândez, mâncați-și. Și cred că nu mai fac pe Moș Crăciun. Hai că nu, ale, hai că tare. Culcat! Hai că forță. Păi, mi se pare ciudat, gen, că... E un limbaj mai nefamily friendly la un film care se presupune a fi family friendly, gen. O să fiu sincer, piesa sună super bine, vreau să spun. Uite, gen, nu mă așteptam, la asta nu mă așteptam, ești nebun? Până la urmă e, nu e vorba că nu mă așteptam să cânte ei lucrurile astea, că până la urmă fac trap și în trap se mai folosesc lucrurile astea și nu e nimic anormal. Dar nu mă așteptam să se folosească la soundtrack-ul de la filmul ăsta, Tabără de Vară. Pe ce cu algo calmine și iar te-ai albi la față, cred că-ți trebuie vitamine. Dă-te la o parte, nu vezi, nu-mi arde de tine. Că fac bani acum, sunt bine, vor să facă ca mine. Dă-te la o parte, nu vezi, nu-mi arde de tine. Ne plimbăm în limuzine, se vede, ne merge bine. E mult prea atentă, mereu cu ochii pe mine. Nu pot să zic, îmi stă pe limbă. Știu secrete despre gagicheta care mă agită. Unul o fute, alt o plimbă. Mâncați ești gura ta. Ce-i asta, mă, ești nebun? Mă sună Tibi Crețu, forță. Da, puiule. Sunt live, tu ce faci? Stai liniștit. Te-am răspuns, probabil voiai să vorbim ceva urgent, poftim? A, nu știu, bro. Hai, te pup, pa, pa.
Așa. Plimbă, eu nu am permis, deci chiar e ăla care o plimbă. Spar bani pe mâneli, scot bani dintr-un sac cu cavalii. Sunt tornada din industrie, vijelii. Aaa, o să pună doar partea lui Sebi la film. E ca și Vali, okay. Fac să prinzi viteză dintr-o palmă, Siemens, o Ferrari. La noi vii ca la dentist, ne dai bani și-ți dăm jos molarii. Că mă știi de pe TikTok, sau de pe Insta, sau de pe piesele cu care ți-am dezbrăcat. Bă, sună bine piesa, dar nu mă așteptam voi să aibă limbajul ăsta fiind soundtrack pentru film. Dar dacă ziceți că o să pună doar piesa lui, doar partea lui Ini Sebi, că la Ini Sebi am văzut că e ok, gen da. Dar și a piesa nu sună rău, dar na. Fiind un live caritabil nu putem să o ascultăm până la capăt, înțelegeți și voi, gen. Cât e 8 fără un sfert. Ia să vedem la cine mai uităm. Trailerul de la Tabora de Vară l-am văzut. Mi se pare ciudată piesa de pe fundal, gen. Mi se pare că nu se potrivește. Dar trailerul e mișto și filmul cred că o să fie caterincă, gen. Așa, bă, parcă aveam mai multe piese, doamne, mai multe clipuri la care voiam să mă uim, dar nu știu, au dispărut toate, gen, bun. A, nu, uite așa. Deci m-am uitat la culcat. Am uitat la ăsta. Uite, mă, a făcut accident cu culul ăsta. Așa se vede la prima vedere. Practic, tot a fost fendul ăsta aici. Mașina. Ce a pățit cel mai rău, pentru că practic mi se întâmplă aici, că am văzut că mult. La care vertical pentru video sexual. Va vlogul ăsta pe energic, pentru că aseară, pe data de 17 decembrie 2021, mi s-a întâmplat un accident de mașină. Am avut un accident, nu chiar atât de grav, nu știu. Cât are, mă, de când și-a luat mașina? Cred că are... Așa am pățit eu aici, nebun la cap. Am primit un ban... Unde-i, mă, nouă mașină? Măi, new car. Acum 3 săptămâni... Bă, exact! Nu pot să cred. Exact același lucru mi s-a întâmplat când mi-am luat prima mașină. E Bogdan aici, mă? Sau îmi zice să reacționăm la el? A, nu, îmi zice să reacționăm. Ui, exact același lucru mi s-a întâmplat și mie. Eu când mi-am luat, deci eu înainte de mașina asta, cine m-a urmărit și așa și știe, dar cine nu, vă zic acum. Eu înainte de Audi-ul ăsta alb, am mai avut un Audi tot A4 pe gri și aveam volan de la teșit, era și mecherul de tot. Îmi plăcea volanul ăla mult și acum îmi place, bă, frate, cred că o să-mi schimb și eu volanul, ești nebun că îmi place prea mult de la teșit. Sau, mă rog, ce rost mai are să schimb și volanul, că până la urmă mașina contează și ce zic. Stai așa, nu așa, stai că să... Așa, gata. Așa. Și... Ce credeți, mă? După... Eram fericit, nu știu ce, mă plimbam cu mașina, mă, alea... Când la un moment dat, după 3 săptămâni, exact cum a pățit și Colo, acum văd, am făcut mașina praf, am făcut o daună totală. Ești nebun la cap? Mă rog, am explicat. Eu eram cu capul în telefon, când era liber șoseaua, tocmai de asta, bă, frate, nu știu dacă aveți toți permis, nu știu dacă urmează să vă luați, nu știu dacă aveți deja. Deci, vă rog din suflet, nu stați niciodată pe telefon în timp ce mergeți cu mașina. Puteți să intrați așa un pic când sunteți la semafor, dar riscați niște claxoane din spate, că e grăbită toată lumea până oraș, dar nu în timp ce mergeți, efectiv, pentru că o fracțiune de secundă ai nevoie să pierzi și impactul nu o să mai poți să leviți. Și faza e că eu eram neatent, femeia cu care am făcut accident, neatentă, ești nebun la cap, s-a băgat în fața mea fără, eu mergeam, s-a băgat, nu mi-a dat prioritate, nu nimic, și bum, direct. Daună totală și mașina și mașina ei. Bine că n-a pățit niciunul nimic și până la urmă s-a rezolvat, asta e, a fost o lecție din care am învățat și eu și presupun că și ea și așa mai departe. Doresc numai bine tuturor, frate, și tocmai de asta vă zic să nu stați niciodată pe telefon în timp ce conduceți, doar la semafor, nu zice nimeni nimic, frate, dacă mai scoți telefonul să alea, dar nu în timp ce mergeți, vă rog. Era să zic acuma ceva, dar nu e forță. Era să dau un gât pe cineva că face așa, dar nu e. E tovarășul meu, dar când să zicem aici. Așa, hai să vedem ce s-a întâmplat și la... Spun, dacă a fost sau nu, asta cred că decideți voi. Important este că nu a pățit nimeni nimic. Nu am fost eu de vină. Am făcut o amiabilă cu tipul respectiv. Nu vreau să-i dau nume, date personale sau whatever, că nu are importanță. Scopul acestui clip nu este de a denigra
persoana respectivă sau orice fel de alt lucru. Scopul acestui videoclip este doar informativ și cumva să vă sporesc cumva atenția, știi, gen? Pentru că cu toții am fost începători, cu toții nu am fost atenți, cu toții s-a mai întâmplat să dai o mașină de gard. Mamă, ce supărat e, bă! Îl simțiți din voce? Sau whatever, știi? Adică nimeni nu cred că s-a... E legal să folosești telefonul când stai pe rod, deja semaforul e ok. Păi asta e, bă, chit că e ilegal, legal, bă, nu deranjezi pe nimeni când ești la semafor, mă, și dai un mesaj repede că nu poți să vorbești, de exemplu. Am, frate, până la urmă suntem oameni, ești nebun, și dacă era lege să nu stai deloc cât timp ești în mașină, până la urmă dacă staționezi, pe cine deranjezi, mă, frate, dacă intri un pic pe telefon să dai un mesaj. Acum, sincer, s-a născut perfect. Te-ai certat cu Dima, bă, ce aveți, mă, de unde veniți cu toate astea, mă, că m-am certat eu cu nu știu cine, că m-am certat cu aia, că cu ăla, cu nu știu ce. Terminați-vă, mă. Și cu siguranță nu suntem perfecți, că suntem oameni și greșim. Oprim puțin videoclipul pentru că vrem să-i mulțumim. Les, aveți... Eu pun și videoclipul de pe dashcam-ul meu. Ia. A, forță! Mamă, nu s-a uitat deloc în oglindă, mâncați și curată. Eu eram pe banda 1, mergeam liniștit, cred că aveam vreo 57 de km la oră undeva pe bulevardul Kiselev, dacă nu mă înșel, pe la Casa Presei. Mergeam înspre Arcul de Triumf. Eram pe banda 1 și acest individ de pe banda 2, eu am încercat să conduc preventiv. Am văzut că a făcut dreapta odată, adică că s-a dat un pic înspre dreapta, după aia s-a dus în stânga înapoi și am văzut că i s-a prins side assist-ul sau nu știu cum se numește exact opțiunea din oglindă, pentru că avea un C-Class 2019-2021, habar n-am, o mașină foarte nouă. A tras dreapta mine, efectiv. L-am claxonat înainte să tragă el de volan, nu a avut niciun fel de reacție, a tras mai rău dreapta în mine și practic ne-am ciocnit. Am continuat să claxonez în speranța că o să se dea la timp sau măcar poate o să doar să mă zgârie un pic. Eu am dat cât de în dreapta posibil, m-am uitat în oglinda din dreapta foarte atent. M-am dat cât de dreapta posibil cât să nu zgârie jantele pe partea cealaltă, pentru că eu pe partea dreaptă practic aveam numai copaci, gen, știi? Și nu aveam ce să fac, adică nu puteam să intru. Bă, bine că nu ia, cum îi zice, nu ia, cum îi zice, mă, mâncați aici gura ta. Bine că nu s-a dus în copaci aia, Doamne ferește, că vorbesc pe românește până la urmă, dar cum... Deci nu ia, nu știu, nu ia blank space traiectoria. Cum îi zice, mă, că am lapsus, mă, că faci gura voastră, nu ia spațiu gol traiectoria. Băi, ajutați-mă, nu ia deviat traiectoria, așa. Bă, nu venea, nu venea, ești nebun la cap. Bine că n-a pățit nimeni nimic, vă dați seama, ești nebun dacă avea viteză mai mare și dacă intra mai tare sau nici nu știu cum trebuie să funcționeze sau ceva. Intra, Doamne ferește, în copaci, aia se întâmpla ceva mult mai rău. Așa, am ținut cu mâinile de volan, ca să, nu știu, să evit cât de mult posibil și să fie cât mai bine, vă dați seama să nu... M-am gândit în prima instanță... Hai că derapa dacă e! Nu i-a derapat traiectoria! Acceptare, ca să pot să-l depășesc. M-am zis că poate mă ia în spate, adică poate să mă ia în spate pe stânga și cine știe, Doamne ferește, mă răstorn sau ceva. M-am gândit să pun foarte tare frână, m-am uitat și la chestia asta. Din păcate, era în spatele meu Zâza Andrei și na, era la o distanță de, nu știu, habar n-am, 1.5 metri, 2 metri, ceva genul ăsta, dar am zis că dacă frânez foarte brusc, poate intră și Zâza în mine, știi, gen, știi? Pentru că noi am fost la IKEA, am stat și noi ca băieți, știți ce se întâmplă, vine la IKEA, na, toată lumea se duce acolo, ne uităm și noi la mașini, chestii ăsta. Și mergeam normal, adică nu aveam nicio viteză, nu aveam nimic, m-am spus, aveam cred că 50-60 km/h, m-am spus dacă o să apară filmarea, nu știu exact, pentru că o să mă interesez, aștept răspunsul de la avocat, ca să văd dacă pot publica aceste imagini, să-i blurez și numele și toate cele. Nici nu știu ce să zic. O să vă las acum imaginele pe ecran ca să vedeți despre ce este vorba. Da. Și cam astea sunt daunele. În principiu avem aici partea asta de, nu știu, apărătoare, overfender, cum vreți să spuneți voi. Un pic aici din bară. A fost gridată din bară față. Aici, aici, aici. Janta, efectiv, cred că toată janta a fost zgâriată. Aici este mai nasol. Și acum ar spune un român adevărat. Iese la poliș. Nu știu cât de mult se observă. Practic s-a înfundat cu oglinda, a dat mie oglinda peste cap. Oglinda văd că în principiu n-a pățit nimic.
Oglinda mea a fost dată peste cap. Însă, și... dacă nu i-a zis, frate, ce a trebuit, în momentul când vedeai că vine în dreapta în tine, ieșeai, curgăt! Și aia era aici nebun la cap. Împietrea omul ăla acolo. Cațești, curgăt! Deodată ești culcat! Și direct nu mai are ce să facă, că împietrești mâinile pe volan, nu mai poți să facă așa să alea, că știe trendul, știe TikTok-ul. Era după aia viața mea la volan, ăla care a făcut dreapta în culo, era, făcea așa cu volanul, flotării și nebun la cap, că nu mai aveai ce să faci. Așa era. Și când face și a flotări și cu dalea, eu zici că sunt de aia de dansează la bară, mâncați așa cum fac eu flotări. Eu așa fac flotări cu volanul, mâncava și cura voastră. Asta e, la mine eu așa fac flotări. Când intră, așa, ia uite-o. Așa, hai că bravo, Teo, ești un sportiv adevărat. Bravo. Ești forță, Teo, pe sport și pe flotări și pe astea. Și da, e tare. Chestia asta de aici a fost înfundată. Am șut-o foarte, foarte bine. Dar s-a luat un pic din vopsea. Și cred că se vede și în fundătura acum. Aici la fel. Dacă vedeți la ușă, la fel și în partea asta aici a fost zgâriată. Om, câte părți, frate. Aici. Aici. Ce s-a-s, băi? Toată apărătoarea asta, o bărfendă sau cum vreți voi să-i spuneți. Un pic aici pe spate. Și la fel și o bărfendă ăsta. La fel, o bună parte din janta spate. După cum ați văzut și voi, pic aici din ușa mea, după oglindă, după ce mi-a dat oglinda peste cap, practic oglinda lui a venit în portiera mea, sau Dumnezeu știe cum se numește, că nu mai găsesc nici cuvintele efectiv. Și ați văzut și voi, na, nu-mi pare rău de jante, nu-mi pare rău nici de mașină, mai rău îmi pare de vopsea, vă spun sincer, și de timpul pierdut, pentru că sunt doar niște fiare și încerc pe cât de mult posibil să nu mă atașez de lucrurile materiale, pentru că vorba aia, orice lucru material este schimbabil în viața asta. Și încerc să nu-mi pară rău cumva, dar știi cum e vorba aia, lucru nou e lucru nou, știi? Și cumva nici măcar n-am apucat să fac încă videoclipul de prezentare al mașinii. Și asta îmi pare foarte rău, pentru că am de mai puțin de 2 săptămâni mașina și din păcate primul incident, nu din vina mea, după cum v-am spus. Inițial m-am enervat foarte tare, adică am fost foarte nervos când am coborât din mașină. Am fost foarte nervos, nu am acționat, nu l-am înjurat sau domne ferește că n-aveam de ce, am văzut că este un copil, am văzut că s-a speriat și el. Și vă dați seama că nu am reacționat în mod în care să sar la bătaie, domne ferește sau ceva genul ăsta, pentru că nu sunt genul de persoană ca să fiu agresiv. Pur și simplu și-a cerut omul scuze, a zis că da, sunt de vină, îmi pare rău, vă rog ce bere la și el cu mine. A zis să hai să facem amiabile, să nu stăm cu poliție cu toate cele, pentru că nu e ceva atât de wow încât să zici că, na, vorba aia cu victime sau că s-a lovit, s-a făcut daună totală mașina sau whatever. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem teferi până la urmă, că fiarele de alea cu se repară. Și a zis, vă rog ce bere să facem amiabilă, am făcut amiabilă și a recunoscut omul fapta, bineînțeles, vinovăția. Și am completat amiabia. Acum de dimineață la ora 9:00 și am completat amiabia. Să mă ierte Dumnezeu. Dar eu, băi, eu când e un moment serios, nu, stați așa că voi nu știți partea asta mea de prost rău de tot. Când e un moment serios, băi, eu caut, mâncați aici gura ta, momentul ăla serios, caut, bă, și o chichiță la care pot să râd, mâncați. Și dacă am găsit-o, m-a buvnit râsul. L-ați auzit pe viața aia, zis acum, am ia bia. Săracul, e supărat, mor și-o râca prostă, dar chiar m-a amuzat, mă. Eu și asta, mă, sunt prost, deci când e vorba de un, băi, și când, deci, bă, îmi amintesc perfect la liceu, mă, cava și cura voastră, deci la liceu. Eu cu tovarășul meu Dani, l-ați văzut într-un vlog, o să-l mai vedeți la mine în vloguri, 100% o să-l mai vedeți în mai multe chestii, că 100% ajunge actor mă tâmpitul ăsta, 100%, dar trebuie să pune el pe picioare. Băi, viețile mele, deci
Bă, eu când mă uitam la el, deci venea profa, mâncați aici gura ta, ne certa, urla, că să dați niște nesimțiți, că niște așa, că săraca femeie, că e profesoară, nu știu ce, că nu zice nimeni niciodată și voi faceți să plânge, că sunteți niște nesimțiți, că așa, și făcea crize pe acolo, mâncați aici gura ta, și dădea sufletul noi acolo, deci ne bătea, mâncați aici gura ta, cu cuvinte, ieșeau cuvintele din gură și cuvintele ieșeau cu sabie, mâncați aici gura ta, și dădeau așa noi, și noi eram, hai mă, hai că n-am făcut nimic, și dădea, și dădea, și dădea, băi, s-a terminat tot. Și eu mă uitam la Dani și ne bumnea râsul, mânca vași cura voastră. Râdeam, bă, râdeam, dar nu mai puteam. Deci ne, bă, ne făcea, ne zicea acolo, bă, că dacă mai faceți, că nu știu ce, că vă scad nota la purtare, că vă las corigenți, că nu știu ce. Noi râdeam ca proștii, mâncați aici gura ta, de zici că ne, ne povestea cum s-a, cum a mâncat ea seară și s-a rostogolit după aia, că a mâncat prea mult și că... Bă! Deci eu, bă, și când îmi zice cineva ceva, mă frate, când suntem într-un meeting sau ceva, când suntem mai mulți și vorbește cineva despre ceva serios, că i s-a întâmplat, că nu știu, bă, mă bufnește râsul, dar prost, mă, dar prost, că nu, dar altceva nu e, bă, nu e. Am zis, o face să plânge? Ai, omă, nebunilor, că eram acolo agitat, eram în poveste, eu mă gândeam cum să fac să vă rep. Să mă fac aceea scenă și voi mă luați la mișto pe mine, nu? Voi pe mine mă luați la... Ia că nu mai fac nimic, gata, m-am supărat. Acum și acum de dimineață la ora 9:00, când s-a deschis OmniaSig, pentru că el are asigurare la OmniaSig, am sunat acolo, am făcut dosarul ăsta, mă rog, de daun, acum că se completează online, trebuie să mai încarc eu pozele. Întâi am fost... Produse periferice pe care voi le aveți, să uite, să zicem că v-ați cumpărat acum, recent o tastatură nouă, chat. Ochelarii o să-i pun... Am uitat, mersi foarte mult, Flori Dobre. Hai să-l trolăm un pic, acolo, i-am uitat, dar o să iau. Mersi mult, chat, că îmi țin. Mamă, uite ce chat am, mă, frate, cum îi interesează de sănătatea mea. Imediat o să-mi acum el o să-mi zică da. Două secunde. Te pup, Teo! Și eu zic nimic și am ieșit. Început live stream. Am ieșit și nu e nimic. Așa, că așa fac. Nu știu ce a fost asta, mâncați și curata. Cred că e ca în jale. I-am spart iPhone-ul 13 Pro Max. Cu toții îl așteptați, așa că v-aș ruga tare, tare mult. Puneți pauză. Două secunde durează atât să apăsați pe butonul de like să facem 80.000 de like-uri forță dacă mai vreți. Bă, dar nu vă zic, mă, mânca v-aș gura voastră că înainte să încep live-ul. Ia ce a zis ăsta. YouTube.com Ihman. Yo. Dacă aveți, dacă v-ați cumpărat acum recent niște produse periferice, pardon, pentru calculator, să știți că puteți să donați așa. Așa, mă. Băi, înainte să încep live-ul, frate, era cineva care auzi ce mă întreabă. Auzi ce mă întreabă. Eu pot să ne dai și nouă numărul tău de telefon? Forți. Da, viața mea cu cel mai mare drag, cum să nu. Ce crezi, mă? Îi dau un număr ăsta, 0723456789, nu știu ce. Băi, și câțiva au crezut că e numărul meu, mâncați, și l-am dat în 12 cifre și un număr de telefon are 10 cifre. Deci eu azi am fost pe troll așa un pic. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e rău. Nu e nimic cu răutate sau ceva. Cam troller. Cred că îl trolez pe Haiman la câte la cine jucăm noi acum. Deci ne jucăm la Lunch Lady, mâncava și cura voastră, o să râde rău. O să râde rău, că e cu aia de nealeargă, aia o bastârcă, cu doamna dirigintă de nealeargă. Înțelegeți? Îi zic culcat? Ia mă că intru, da, acum. Stai așa că eu nu sunt pe Discord. Faza e că trebuie să lași tot niște pe să vorbească, să reacționeze, să așa. Și după aia ne jucăm. Ia, dă-mă așa. Hai frate la un LOL. Nu-mi vin viața mea la un LOL că m-am mișcat prea mult. Bă, m-am mișcat prea mult LOL, mâncați și curata. Prea mult LOL. Ăsta e, mă? Da, ăsta e. Hai, man. Așa. Nexus România, bun. Așa. Așa. Rămăsesem aici. Pe canal, știu că vă era dor. Astăzi îi facem Andreei, iubitei mele, pentru prima dată o farsă. Credeți-mă că nu se așteaptă niciodată la așa ceva. Suntem de 2 ani de zile împreună și nu i-am făcut niciodată o farsă, așa că astăzi a venit
cel mai bun moment să-i fac o farsă. Vă explic imediat. O să râdem noi când te sperii la horror. Totul în detaliu. Bravo. Așa că uitați-vă până la final. Vezi, m-am luat să vă arăt și eu, dar țin minte, m-am luat cu altele. Deci, v-am zis că inițiativa noastră este de a ajuta copiii care nu își permit, gen, să aibă și ei echipamente, nu își permit să aibă lucruri de-astea ce aparține de tehnologie și tablete și telefoane și așa mai departe. Noi inițiativa asta o susținem, noi streamerii de azi din cadrul Gaming Marathon și împreună cu sponsorii. Dacă, vă mai zic o dată, dacă vreți să donați și voi ceva ce aveți și nu folosiți, nu neapărat bani, cu toate că puteți să faceți și asta dacă vreți, puteți să intrați aici, uite, și voluntariat și procente din impozitul pe venit, adică se pot face multe chestii aici, dacă voință trebuie, că poți să faci lucruri, gen doar voință trebuie. Și voiam să vă zic că sponsorii noștri o să doneze următoarele lucruri, deci 4 monitoare de la Agon, 9 PC-uri complete și un laptop oferite de Ember, 10 tablete oferite de Vodafone, 2 telefoane de la Samsung, multe periferice de la Logitech. Asta am omis să vă zic. Acum putem să ne uităm în continuare. Ca să înțelegeți cum o să decurgă această farsă. După cum bine știți, am acea problemă la stomac de un an de zile, așa că astăzi trebuie să mergem la control la București și merg cu iubita mea cu mașina, pentru că Andreea are permis și place foarte, foarte mult să conducă. Sunt programat la doctor, așa că sper să fie bine pentru mine și, nu știu, am emoții și din punctul ăsta de vedere și pentru farsă, dar mai mult pentru doctor, pentru că vreau să zic că este ok, sperăm să fie ok, așa că dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce se întâmplă la doctor, urmăriți foarte ce la facultate. Nu poți să faci absolut nimic pe el, adică merge. Am că intru în subiectul ăsta și mă întristez. Așa, și am zis, bă, dacă tot mergem la București, am căutat pe OLX un iPhone 13 Pro Max fake, replică. Îl am chiar aici în fața mea. Acesta este o replică, un fake. Nu poți să faci absolut nimic pe el, adică merge. Dar vreau să zic că merge într-un fel de... Are un lag când intri într-o aplicație, în ceva. Dacă vrei să intri în App Store aici, ia fiți atenți. Nici măcar nu există așa ceva. Mam. Uitați că stă să se încarce și uitați. Zice că nu există așa ceva. Adică e... Să ții pentru o farsă, așa că este la unele și pe mama. Când ajungi pe următor. Când îi dau, au să atunci telefon. Așa, deci înlocuiește ăsta și îi sparge. Am fost și la un control, asta voiam să vă zic, ceva cu inima. Da, și cum a fost? E ok? Da, a zis că... Nu-i grav, nu? Nu, ai fi doar pe stres și pe oboseală și mi-a dat vitamine și mi-a să fac okay. Mai multă mișcare și... Am înțeles, e bine că nu e nimic. Eram cu sufletul la gură, așa, sincer, chiar așteptam să văd ce îmi spui. Acum mai am eu un hop, așa că mi-e și mie puțin, așa, am așa ceva, nu știu cum să vă zic. Ce rai bai zis asta, mi-mă, mă luați la mișto? Pentru că v-am zis, mă aduc, am durut stomacul ultimele 2 săptămâni. Bun. Da, mă luați la mișto. Rămâni. Și cred că știu unde am greșit și n-am făcut bine. Ideea în felul următor, că doctorul mie mi-a spus să țin regimul, am ținut regimul, dar mi-a zis să mănânc foarte puțin, adică cât un bebeluș. Stomac, ceva mi-a zis, mă. Acum, nu știu, foame. Bă, așa, ce update la curcup. Mă bucur. Ești tu? Știu? Silei? Ce s-a întâmplat? La telefonul iubitei mele aici, aia, care chiar... Mă bucur că ți-ai luat, că știu că ți-l doreai de mult și ai muncit o grămadă. Oprește, nu știu, oprește undeva aici, la... Bă, mă luați la mișto, mă, ride by toată lumea aici, ce... cred că știu. Stai așa. Mi-o pare și mie aici, ca să nu mai stau să-i caut. Hai că mi-apare Aimen aici. Am înțeles, ia. Către asociație. Nu mă trolează, Hymen. Ține vali să fie foarte, adică acum de la server cu Red Bull Lanzo și unde stau un
Mă, cine mă trolează, mă, cavaș gura voastră? Cine e live și mă trolează? Jaxi? Bă, dacă nu bate pe ăștia... Jaxi n-are nicio treabă. Ce? Că... Unu bad. Mă, cine e live și mă trolează? Mădălin, nu, n-are treabă Mădălin cu trolatul, mă, ce aveți? Dacă se fac 3 minute... Right by silent, serios. Hai seara nu e live, mânca vași cura voastră. Mă, cine mă trolează? Bă, cine mă trolează? TDR-ul? TDR-ul nu e live. Mă... Bă, cine mă trolează, mânca vași cura voastră? Voi mă trolați pe mine. Voi mă trolați, nu? Voi mă trolați și eu sunt prost. Că nu-mi dau seama ce puteți voi. Gata. Mă rog. La mama. Paraj nu e live. Nu, mă las, dar... Titulează chat-ul. Wow, ok. Credeam că controlează cineva, mă. Credeam că cineva a pus pe shoti. Ok. Ok. Te duci tu? Da, cine e? Ba da, hai du-te tu. Deci acum îi zdrobește telefonul sau care? O făcătura din buzunar. Așa. O tundeva uitat aici. Trebuie să iau asta să nu se mai ce face, mamă. Mamă, mamă, jur, vă jur că am emoții pe bune, am pe buni, pe buni. Da, sunteți nebun la cap, nu faci nimeni raid. Normal. Ce? Imogen. Imogen, de unde mă, mă luați la mișto? Am înțeles. Ai zis să sunăm, bine. Mă, trolați, hai că vă trolez și eu. Așa, de unde mâncați? Dar unde dădeam, mă? La personalizare. Hai, mai scrieți. Da, scriu. Cine mai face raid acum, mă, viețile mele? Că nu mi s-a blocat chat-ul, nu știu, nu mai văd. Puteți să-mi scrieți, gen? Că nu mai văd, gen. Puteți să-mi scrieți, vă rog, cine făcea raid acum, că nu știu, mi s-a blocat mie sau nu știu care-i faza. S-a blocat mie chat-ul sau care-i faza, că nu mă înțeleg, gen. Fiori, ce faci, mă, nebunule? Hai să ajungem la București, nu? Da, așa da, zici, mi-a dat și eclere. Te-au umplut aici acum. Hai să zici, cine mai face raid? Cum se zice? Nu știu, care-i? S-au acceptat ambele fără. Da, acum că vorbesc și eu doar cu membrii și cu moderatorii. Fără, nu știu, făcea cineva raid sau... Gen. Mă uit, a început și râd. Mă bucur, mă. Ți cal? Da. Gata, să mergi. Să vedem dacă îți mergi. Hai, bai, ce zima. E mișto ce zima. Oricum e foarte. Și enzime de-alea ca la biologie. Ești mecher ăsta. A, nu făcea de... Sami, mă, a fost live mai devreme. Încă e, mă, dar ce se întâmplă? Uite, se joacă Sami. Na. Sami e cu treaba lui aici. Uite că nu a intrat la mine, n-a zis nimic, nu văd nimic, înțelegi? Asta e toată chestia. Ca un mod club, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă ai văzut tu vreodată pe TikTok sau undeva. Disco club, adică wallpaper-ul, se face așa ca la... Se mișcă, nu știu cum să-ți explic, se fac mai multe lumini așa, pe el. Mă rog, stai așa că mă uiți să văd dacă... care-i treaba. M-au rupt. Ia stai, vreau să testăm ceva. Ce faceți, mă, viețile mele? Deci zi un milion de notificări de la Instagram-ul ăsta. Eu am alea oprit notificările pentru că vin foarte multe și îmi descarc bateria foarte repede. Eu nu le-am oprit. Deci stai să trecem ăla cu căruța asta, să mă ia cu rău. Căruța? Asta bițică și eu luăm aici. Mi-e milă de căruța. Și mie milă. Mamă, dar nu
înțeleg de ce nu-mi dă ăsta aici. Setări. A venit Ergelia, făcea băi culcat! Ai făcut, nu știu dacă-i asta. Alessandru și bun, mersi mult de membru, bro, te pup. Nu știu, bici mic, nu-mi dă-ți fac acum. Culcat! Automat? Nu, eu las până în ultimul moment. Îi dau mai târziu, mai târziu, mai târziu, mai târziu. Da, la un moment dat își face automat. Hai mă, când îi sparge telefonul, că mă ține cu sufletul la gură aici, Bogdanel. Ia. Ce ține-ai telefonul meu? Ia. Da, aveți, avea emoții, Bogdan, ești bun? Poți să las puțin așa, da? Da. Să oprești căldura asta, fă-i ceva, nu știu. Era mic. 63%. Hai că merge, forță. Pici, what the fuck? Pici, nu ai telefonul meu pe care tocmai l-ai aruncat? Pici, what the fuck? De ce-i face asta? Am scăpat, aiurea. Păi cum adică să-l scap când te-am văzut că ai aruncat cu el? Mă. Păi nu e. Păi ce mă ți-am, vă jur, îmi bate inima de mă cac pe mine. Miță, l-a lăsat mașina acolo. Auzi vorba, îmi bate inima. Da mă cac pe... Iliața mea, Bogdan. Da. Ce vrei tu, ce se întâmplă în capul tău? Mamă, n-am vrut, jur. Cum adică n-ai vrut? Ai aruncat cu el? Jur, Biții. Biții, ți-ai bătut joc de 2 luni de muncă să-mi bag... N-am vrut, jur. Dar care-i explicația pentru care le-ai aruncat? L-am scăpat, mă, iubita, n-am vrut să-l arunc. Ce l-ai aruncat? Dar de ce-i faci asta? Nu înțeleg. L-am scăpat, jur. Vreau să știi că nu e. L-am scăpat, jur. În primul rând, în situația asta nu mai pot să iau nimic după el. Asta, unu. Și doi, cred că știi foarte bine cât am muncit pentru el. Scăpat. Acum Jaxi chiar face rai sau mă luați iar la mișto? Ce faci viața mea? 609, ia să vedem. Ne-a dat follow acum la Valențiu pe unde vrea fiecare. Vă mulțumesc. Da, nu știu. A stat alături de mine. A, dat gen, vă pup frate dacă ați intrat de la Justy, zic că vedeți că acum ceva timp, dacă e, m-au trollat viețile mele, ziceau Ride by Imogen, Ride by Palaj, Ride by Mr. Beast, Ride by Shelly, Ride by Gummy, Ride by TJ Miles, Ride by toată lumea, ești nebun la cap și nu știam, mă uitam pe toate live-urile și nu făcea nimeni ride. De asta nu eram sceptic când am văzut Ride by Jaxi, dar a scris mai mulți dintr-o dată și se liniștiseră apele și până la urmă, da. Vă pup și vă mulțumesc că ați trecut aici de la Jaxi, pup și pe Jaxi, frate, îi mulțumesc maxim. Acum, păi și cum îi zice? 3 săptămâni când l-a luat. Bă, ce rip, mă? Acum mă luați la mișto cu rip? Bă, ce rip? YouTube Teo Zeciu. Nu știu ce rip mânca vașcura voastră, dar m-a speriat iar. Iar m-a speriat. Bă, mie nu-mi place când mă trolați mânca vașcura voastră. S-a blocat? Chiar era rip? Ok, s-a blocat un pic, înseamnă gen. Te trolează? Nu, bă, e posibil să se fi blocat un pic, dar nu înțeleg de ce. Și nu e de la mine că nu mi-a zis nimic aici, gen, conexiune excelentă pe YouTube, conexiune excelentă pe Streamlabs, adică e tot ok. Te-ai dus la București, dar cu mine nu. Bici, dar n-am vrut. Nu mai merg nicăieri, cum, unde vrei să mai merg, nu înțeleg.
Dar poți să-mi explici ce-i în capul tău? Uite, l-am scăpat! Cum? Adică am eu din secunda... Cu mâna, eu, cum? Așa. Adică eu din secunda asta nu mai am telefon, cum ar veni, nu? Ai luat-o razna, ești cu capul, nu pot să înțeleg. Uite, l-am scăpat, n-am vrut. Uite, dacă ai făcut intenționat... N-am făcut, și Doamne! Și ți se pare amuzant, gen, nu e. Ba e că noi am râs! Ok, ce facem acum? Nu știu. Ce-au eu altul, nu știu. N-am vrut, jur. Pe bune, n-am fost cu intenție. Scutește-mă, miți. Cum? Scutește-mă! Mamă, i-a dat și cu... cu d-aia apăsată. Scutește-mă! Gen, știți ce zic? Oprește de geamă la calul. L-am închis, oprește puțin aici, în parcare. Ce să fac aici, în parcare? Mi-e rău așa, nu știu, m-a luat de la stomac. Nu vreau să mă dau jos, mi-e frig. Mamă, iubita, m-a luat așa. Mi-e frig! Mamă, dar voi vă dați seama dacă ținea prank-ul ăsta mult, gen? Adică, ok. Ea a spart, gen, un telefon fake. Dar cum era să țin așa toată seara? Mamă, vă dați, mamă, ce branchiunos și ce alea. Right by culcat. E, așa, da. Right by Florin, mândru, kiss love. Și tot ceea tu zice kiss love. Mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea. Ca să mă întreb dacă m-am supărat, ești... Stai puțin. De ce râzi, că mă enervezi rău, de ce râzi? Ia bagă mâna aici, în buzunar. Crede, parcă, bă, da, asta avea. Telefonul meu e aici. Asta o să fie telefonul tău. Place și-a cu chizlove pe ceas. Nu, stai. Ce bine, zi pe bune, te-ai speriat, zi serios. Da, tu mi-am tremurat și mâinile și fiarele și nici acum nu mai revenit. Nu, ăsta, hai să vedem dacă seamă, dacă semănau. Mamă, că arăță. Da, acum, chiar cum mi-arăți așa, nu prepară același lucru, dar din... Îi fac și eu așa, Luce, simam. Nu, că e pe live. E pe live? Ia stai să văd. Arond, Cesi. Nu e pe live, viți să nu ziceți. Posibil să-i fac și eu așa. Îl întreb pe Bogdan de unde iau șudul ăla. Dar eu îi fac ca lumea, îl arunc și mă cer. Când îmi zice, ce s-a întâmplat, culcat? Bum! Și îl sparg. Și după aia zic, nu-ți mai iau altul, nici nu contează. Culcat! Fac așa, direct. Ia să vedem ce mai zice după aia. După Oleis l-a luat. Da, mă, da, că a zis la început. Direct cu Dalea. Culcat! Direct Dalea, mă, gata. Gata, mă, așa face. Să nu știți, să nu fiți bagabonți. Că pentru voi îl fac. Ești nebun la capă, nu îl fac să mă uit doar eu la el. Exorciză. Culcat! Hai cu forță. Mamă, nu mă mai agita așa rău, că e jale. Ce face, mă, bagabuntul ăsta? Refresh. Uite, hai, man. Am ascultat până aici, undeva până aici, am zis că, bă, trebuie neapărat să acționez la chestia asta pe chat, pe live, pentru că e super, super... Culcat! Așa, chiar e de live. Hai să vedem chat. Deci Tabăra este filmul lui 5 Yen, cum ar veni, și aparent ăsta este official movie soundtrack. Adică este melodia oficială. Culcat!
Te pup, Teo! Vezi că intrăm imediat, 6 minute ne băgăm la Lunch Lady. Gata. Asta zic, în 6 minute. 6 minute! Ce facem? Ce facem în 6 minute, că nu știu. 6 minute. Facem 6 minute. Ce caută lumea despre mine pe Google? Bă, chestia asta chiar merge, mă, în cafa și gura voastră. Eu dacă scriu aici, gen, ia, google.gogole.ro. E foarte mișto gogole.ro. Vă recomand gogole.ro, că e tare, e gogole. Găsești gogonele, găsești gogole, găsești tot ce vrei. E mișto rău pe gogole.ro, e tare. Așa. Eu dacă scriu aici Teo Zeciu, ia vedeți, mă, primul e Teo Zeciu Mărci și arată Vagabond Studio, Ruvix și Crop. A, și produse livrate de Teo Zeciu. Dar de ce vândute și livrate de Teo Zeciu? Produse vândute și livrate? Păi eu le livrez, bă! Eu le livrez! Culcă-n! Hai că forță. Stați așa un pic că voi nu vedeți. In-game camera. Uite, scrie produse vândute și livrate. Tare. E mișto. Da. Eu le livrez. Hai că tare. Așa. Teo Zeciu. Vârstă. Păi și ea. Unde? Cine scrie? Hai că găsești vârsta mea dacă e. Găsești știri Teo Zeciu pagina 1 din 1. Ultimele tendințe în materie de jocuri dezvăluite la emisiunea I Like IT cu gamerul profesionist? Teo Zeciu, Teo scris cu fără TH? Culcat! Mamă, mâncava-și gura voastră, eu cred că leșin după live-ul ăsta. Am intrat în spasme. Mă ia cu dale, am mâncat aici, sunt prea agitat. Sunt prea agitat, am mâncat zahăr, mâncați aici gura ta. E prea așa. Culcat! Hai că forță! Bă, dar mor cu ce atunci dacă urlă. Viețile urlă cu mine, culcat odată. Hai că-i tare, ia. Ia să vedem pe Teo Zeciu acum 15 ani jumătate. Uite, hai, bine ați venit. Bine v-am regăsit, Teo Zeciu alături de noi, intrăm repede și cum... În primul ca și schimbă puțin stilul de joc și este entuziasm... Eram aici, nu se vede, dar eram la pantalon, mâncați aici gura ta, aveam tint de ăla, ai văzut cum dai din Photoshop tint? Da, era pe maro, mâncați aici gura ta, la câte emoții aveam. Echipele cu transferurile noi, cum se descurcă? Cu transferul, o nebunule. Și este entuziasmul de a învăța din nou stilul... Sebi, mersi mult de tot, bro, de membru. Eu cu Jesse avem Culgat! Eu am 1.74 și Cesim are 1.60 și ceva. Dar nu știu ce. Așa. Teo Zeciu, ce mai caută lumea? Ani! Dacă nu găsește la vârstă, găsește la ani. Și într-adevăr găsește la ani. Bă, dar nu se vede nimic de webcam-ul meu, mâncați aici cura ta, că nu mai suport. In-game camera, Uite, îl țin așa un pic, ca să cât ne uităm și noi pe search-ul ăsta. Deci la Teo Zeciu, dacă scrii Teo Zeciu ani, găsești, uite aici, împlinesc 23 de ani. Sad Boy ne rupe, ia uite. Îți dai seama cine intră și nu știe cine e Sad Boy și nu știe nimic de YouTube și de astea? Cum adică îl rupe Sad Boy? Adică ce este asta Sad Boy? Este un fel de procedură prin care se rupe Sad Boy-ul? Sad Boy-ul este cumva un un fel de apendice sau ce? Hai că forță! Exorcizare! Bă, nu știu ce, m-au apucat bambilii și cred că simt că urmează să mă joc și cred că da. Da, am înțeles. Așa, ce mai caută lumea despre mine? Teo Zeciu, Instagram. Teo, da. Teo Zeciu, TikTok. Teo Zeciu, Mărciar mi-apare. Teo Zeciu, Wikipedia. Merge. Listă cu fotbaliști români expatriați. Am citit expirați, mâncava și cura voastră. Eu am citit expirați. Eu îți deștebrău de tot. Știu că îți deștebrău de tot. E tare. Aceasta este lista fotbaliștilor români ce au evoluat sau evoluează la cluburi din străinătate.
Și ne-a dat sin, mâncați aici gura ta, deci ne-a dat mare țeapă. Deci asta e lista fotbaliștilor și după aia a fugit. Asta e lista fotbaliștilor. Viețile, hai să vă arăt lista fotbaliștilor români expatriat. Hai să ne jucăm horror. Credeam că nu mă vedeți acolo, mă pregăteam să mai vin odată, dar mai vin odată. A, voi mă vedeți aici, băi! Culcă! Se vede când stăteam așa, a plecat? Bă, mi se bă picioare, n-am dispărut, mâncate, sunt un ninja fals! Sunt un ninja fals! Da, eu mă vedeam acolo, deci nu-mi pare niciun haz ce am făcut eu aici. Bine, oricum n-avea că, na, da... Părți. Că mi-au zburat niște mușișori pe aici. Așa. N-am băut bă nimic azi, nebun, nici apă n-am băut. Așa. Ce mai scrie despre Teozeciu? Teozeciu, povești de groază. Teozeciu, tatuaj, ia. Așa apare. Deci la mine tot ce, toate informațiile mele le găsiți pe YouTube, nimic, în nicio altă parte, ești nebun la cap. Am înțeles. A, și la... Răzvan. Am înțeles. Așa. Teozeciu. Păi și Snic ce-a găsit, mă? Snic Luci și ne dă adresa lui Snic Luci. De ce ai căutat, mă, adresa lui Snic Luci, mă? Salve, șacalilor! Ce faceți? După foarte multe zile în orate, avem și noi în sfârșit o zi cu soare. Bine, nu ne prea priește că ne bate lumina direct așa pe față, așa. Asta e, trebuie să ignorați și voi. M-am gândit bine, bă, și dacă vreți o reacție de Crăciun, lăsați-mi caricuțul. Și nu-i caz că pot să mă întâlnesc. Așa, dacă și-a făcut mi-am făcut industrie de sneakers, ce-am făcut? Chiar, bă, dacă mi-aș face mărci așa, vede doar ce caută lumea. Cu șacalii, cu așa. Ați lua, bă, sunt curios acolo, să lăsați în comentarii, bă, că sunt foarte curios. Sunt curios ce caută lumea pe Nick V20, o să vedeți cam două înălțime. Vreau să știu și eu de ce sau cum. Nu poate să-mi facă panoul ăsta. Și despre ce simă, ce caută lumea? Stai să mut iar aici ăsta. Ia, ce simă. Ce simă, ia vedeți mânca vașcura voastră. Ce simă Nechifor. Ce simă Nechifor vârstă. Păi și găsește? Băi, ce simă are mai multe articole decât am eu. Ia uite, fostă gimnastă a CSM Ploiești. Senzație la România au talent. Ia uite-o pe viața mea. A luat Golden Buzz. Vă știați, mă, că ce simă a luat Golden Buzz? Ia uite, cine este ce simă Nechifor? Tânăra care a făcut senzație la România au talent. O accidentare gravă i-a ruinat cariera promisătoare de gimnastă. Ia uite-o pe viața mea aici. Bă! Of, Doamne! Știri și informații despre Cesima Nechifor. Ia vedeți! O, băi, nebunule-i! Culcă-n! A terminat, mă, Haimen. A, mă, ce face viața aia că e 8.33? Să vedeți ce-l cert. Hai că da. Hai că e forță. Așa, ce mai caută lumea aia? Cesima Nechif... Nu, Cesima. Cesima și Teo, Cesima poze. Cesima nume. Am citit altceva cu nu. Cesima Cristina și Cesima înălțime. Păi se găsește ceva? Ia. Cât are Cesima iubitul lui Teo la înălțime pe TPU? Mâncați-a și cura ta! Care Teo? Report! Care Teo? Report! Scuzați-l pe el că e mai prost de fel morții. Ce e asta, mă, mâncați-a și cura ta? Cât are Cesima iubita lui Teo la înălțime? Care Teo? Report! Mama asta, deci mi-a făcut seara, mâncava și cura voastră. Deci asta mi-a făcut seara. Care Teo? Report! Culcă-n! Era un fel de... Care Teo? Report!
Mamă, mamă. E că mor în seara asta. Eu nu mai are nevoie de G-Fru sau Red Bull. Report! Sami, ce faci, mă? Da, ai fost să mă, Sami, scrie pe TPU. Ce le-ți mare, ce simt mai iubit al lui Teo? Reply. Care Teo? Report! Mamă, am obosit prea rău. Liviu fac cu Streamlabs. Eu mi se pare mult mai ușor decât OBS-ul normal, că dau direct start, selectez acolo din listă live-ul și nu mai trebuie să pun eu stream key-ul ăla, gen, de fiecare dată, știi ce zic? Doar de asta, niciun alt motiv. Ce facem ăsta? Hai, man. Trebuie să intre el. Trebuie să intre el! Mamă, nu e gând la gând cu bucurie, ia! Culcat! Ce faci, măi, Teo? Băi, gând la gând, deci fix acum am intrat și văd că acum ai intrat și tu, de ce am intrat da, și da, eu da, și ai intrat și tu. Gând la gând și de bine? Așa de 5 minute, Teo. Ok. Hai că de băi, 5 minute, dacă hai, man, fii atent. Ce crezi că am găsit? Deci am căutat pe Google să văd ce caută lumea despre mine și după aia am căutat și despre Cesima. Și ce crezi? Ce? Intru la Cesima, gen, căuta, scrie așa, Cesima înălțime și intru, mă dă pe TPU, mâncați ai și curata. Și întreba unul, ce înălțime are Cesima, iubita lui Teo? Și un singur reply care zice așa, care Teo? Report! Cum adică report? Scrie acolo, care Teo? Report! Am înțeles. Că-i dă report că nu știe care-i Teo, ești nebun? Deci e forță. Am înțeles. Și ce înălțime are în final? Are 1,60 și ceva. Nu știu exact. Tu știi, exact cât are Roxana? Nu am nicio idee. Păi asta e, că nici că nu știu. A, știi? 1,60 și ceva. Exact. A, pe e bine. Culcat! Culcat! Hai, mamă, cred că am trăit toți vecinii, mâncați aici cu rata. Nu, las e jale. Că gata, m-am intrat direct pe prânz doamnă aici. Pe prânz domnișoară, că lady domnișoară. Eu am mai jucat de câteva ori, da, vezi că eu știu jocul. Sper să nu fie groaznic de horror. Nu e. Nu e groaznic. De ce mă bag pe Russian? A, English. A, era primul English, nu vedeam. Da. Nu mă văd. Field of view dau maxim aici. Hai. Audio. Master volum 1, voice volum, push to talk. A, vrei să vorbim în joc iar? Mamă, da. De pe ce? Păi, stai să vedem. Unde ți-a apărut aia cu push to talk? Dai la audio. La settings? La controle. Da, la settings. A, da, uite, audio. Push to talk de pe V. Push to talk on. Ok, de pe V. Păi și ne oprim. Bine, dar mai întâi vorbim aici, dăm start și după aia. Dau, fac eu de asta? Da, fă tu. Post stai, game, nu putem să selectăm FPS-uri mai lobby multe? Lobby mode private. Create lobby. Unde, la herți acolo sau la FPS? Da, nu, da. 60 blocate. Dai tu host? Da, 2 secunde. Că mi-a cam plecat camera. Nu știu, s-a derapat un pic. Am înțeles. Mamă, o să fie rupere, sper. Da, mă, o să fie. Stai să așa. Invite friends. Trebuie să fie aici Haimanu. Dar unde e că nu e? The Sami Haiman, gata, invite to game. Te-a apărut? Da. Perfect. Uite, m-a băgat skin-uri noi. Înainte nu erau astea. Uite, sunt așa, ca să-l atragem pe Haiman. Mamă, Teo, vezi că am mai găsit eu un joc de genul super și mechero de tot, dacă vrei, pentru live-uri. Fără mișto. Ai auzit de Prop Night? Băi, am auzit, e un fel de, deci, de la Friday, hai că Friday, dacă e, Friday de Dead by Daylight, dar fii atent, te poți transforma în orice obiect, bro, tu știi cum e? Băi, ești nebun? Da, te poți transforma în orice obiect și killerul nu te vede practic, decât dacă te miști și poți să tragi pârțul, să te audă și nu-și dă seama unde ești, genial, bro. Băi, ești nebun. Da, dacă vrei ne jucăm o dată. Normal. Hai mai, ia să vedem ce este, mamă, dar ce caracter. Nu poți să iei în invite friends, nu? Aba, da. 5 map, dau random map, mă, nu? Cel mai bine. Da. Și da, dau dificultate hard sau insane. Nu, normal. Ok. Normal că nu vreau să mor aici pe joc.
Mare Hymen pe YouTube, scrieți așa: H-I-G-H-M-A-N. Și dați și lui un like acolo. Zechiu. La Teo Zechiu scrieți așa: K-S-I-M-A. Exact. Și la Hymen scrieți Roxana Popesc. Uite-mă ce ne promovăm noi, iubitele. Trebuie să dau ready cumva? Mamă, e pe level, sunt skin-uri pe level. Dar astea să știi că nu sunt de mult timp. Eu de exemplu am level 100. Gen. Glumesc, mă, ce ai? Înțeles. Că am level minus 1. Credeam că ești cum ești. Ai intrat, mă, gata, îmi apare în dreapta, dar nu te văd în lobby. Ia că stau, dau start game, ia. Eu, s-aude ceva, gen o numărătoare de asta inversă? Aha. Da. Așa. Lunch lady. Lunch lady. Hai să vedem dacă putem să vorbim de pe V. Hello, señorita. Stil, deci fii atent, noi trebuie să găsim 10 pagini de astea de test, cum ar veni. Uite, eu te văd. M-auzi? Da! Mamă, cum te aud în ecou! Ia mai zi ceva. Bă, dar vezi că eu nu te aud. Mamă, tu știi cât de mișto te auzi? Stai așa puțin. Păi stai să-mi opresc microfonul atunci. Stai așa să-l bag în bară. Stai. Press key to assign, dar nu știu. Vezi că mi-a opresc microfonul aici pe Discord și vorbesc acolo. Ok. Urcat! Mamă, cum te auzi, stai puțin să mi-l oprești și aici. Ia. Yeah. Băi, eu nu te aud, mă, cred că ai alt microfon setat pe ăsta, cred. Mă, dar ce frumos ești, hai mâne, ce ți-aș trage un pupic așa pe obrăjor. Eu tot nu te aud, dar ți-am văzut reacția. Culcă! Ce-ți aia nu se aude, mă, ce faci, mă? Panda, cred că o să mă joc doar cu Hymen, bro. Nu e cu răutate sau ceva, dar am vorbit să ne jucăm noi, gen. Tot nu te aud. Te aud, cred că doar dacă zici culcat, dacă nu, nu te aud. Este, mă, pot să-l ajut și eu. Voice volume... Nu e, e... nu știu... Stai o țâră că trebuie să faci din Windows. Ah, da, trebuie să faci din ăla, cred. Mamă, avem și chat pe jocul ăsta, ești nebun la cap? Mamă, și fii atent că chat-ul vine fix deasupra pancardei cu donăm pentru casă bună. Mamă, s-a terminat, ești nebun? Dacă ai vorbit, tot nu te-am auzit. Jocul se numește Lunch Lady. Prânz domnișoară. N-avem cum să facem dual cam, că facem amândoi live, gen. Cred că ne mănâncă asta, hai mai până-ți găsești microfonul. Ui, Hymen, ia stai aici, am mâncat, ți-aș gura ta. Hymen! Hymen! Elut Cops, te pup, mersi mult de tot, frate. Te pup. Hai, că forță. Leave match. Hymen, tu vrei să mă omor? Spune sincer, acum că suntem cu toți, suntem între familii, între copii, între tovarăși și între alea. Zi, vrei să mor de infarct? Bă, eu cred că am murit de infarct chiar acum. Te-am auzit că ai urlat, era să rezolv tot. M-am întors și mi-a apărut în față, am murit. Ferească-mă, Dumnezeu, nici n-am început jocul, bro.
Bro, nu cred că merge, nu. Dar de la ce? Gen, ai un Windows selectat acolo, nu? Microfonul bun. Păi ăla trebuie să meargă. Ia, ei și intră, mă, să vedem. Trebuie să meargă, Dylan. Trebuie să meargă, ia host game. Doamne feresc, mă. Open, private, create. Gabriel Derscariu, pe 4, mersi mult de tot, bro, apreciez maxim. Mă-ntorsă direct ăla pe fața mea aici, bun. Bă, da, știi ce, Caterin, că e că văd. Stai, mă, eu am microfonul închis acum, ca să înțeleg dacă merge bindu. Deci dau aici... Merge bindu, mă, avea microfonul închis. Ia, dă-mi iar invite. Imediat, stai două secunde. Gabriel, mulțumesc din suflet, frate, pentru donația, apreciez maxim. Asta și Nicu, merge chat, adică... Magnificu, cu 10 lei, salut, vreo 10 lei de la mine și a de început. Bă, și are și poza lui, mâncați-ași gura ta. Nicu, sper că nu îmi faci vreo prostire aia. Doamne, ce joc. Vreo prostie, iar mă și bâlbâi viața mea. Mă și bâlbâi, te pup, eu îți mulțumesc din suflet, dar... Fuck you, te-o sper că nu. Host? Fuck you, băi, vorbește frumos dacă tot alea. Băi, fac eu acum. Fă tu. Da, așa. Invite, așa. Așa, gata, ți-am dat. Ți-a apărut? Yes, my friend. My very good friend. Ai select acolo, a intrat. Hai că am intrat dacă e. Ah, ba da, am intrat. Așa, kick player. Îți dau kick și dau start. Da, cred că așa o să meargă să ne auzi mai bine. Da. Hello! Hai că mă aud. Mamă, dar caracterul ăsta pe care l-am eu chat seamănă cu Kasim, dacă mai țineți minte. Gata, hai să vedem dacă mă aud. Lunch lady. Ia mă, l-auzim și noi pe Haimanu. Ia zi viața mea. Da, te aud, dar tu mă auzi bine. Vezi că nu ți-ai oprit, te aud pe joc, dar nu ți-ai oprit ăsta pe Discord. Deci mă auzi pe joc? Da. Ia mai zi ceva acum. Pe bune mă auzi? Mamă, te aud, mâncați-ași gura ta și că ești preo și ți-i sluși, bă, ești nebun la cap. Culcă! Bă, suntem aici! Cine mă aude? Așa. Bă, dar mi-e frică, vezi că ne auzim foarte necu. Hai că dacă mai țipăm așa, e că vine aia pe noi, zi. Nu, că n-aude, e săraca surdă, o să-i donăm, o să glumesc, doamne. Hai, fii atent. Cel mai bine în jocul ăsta e să fim organizați, că o să ne rămână la final gen camere al Andala dacă nu ne coordonăm. Fii atent. Luăm fiecare cameră, noi o să găsim ori câte o cheie, ori câte o notiță, de-aia gen. Când strângem 10 notițe am câștigat jocul, când găsim câte o cheie, cel mai probabil o cameră. Anulăm planul, mâncați-ai gura ta! Anulăm, fugi! Hai că nu vine! Doamne, băi, cât de urât! Da, hai că mai plecăm pe aici dacă e... Păi e blocul, mă, păi nu știu viața mea că te auzi. Aaaa, ne-am dus, hai men! După mine, Ivan. Vine aici. Ui, ferească mă Dumnezeu cu planurile. Hai că ne-a ieșit planul, Teo. Hai, te auzi când vorbește Dumnezeu, mâncați aici gura ta, nu știu cum se întâmplă. Păi da, Gabi, nu e așa. Gabi, mersi de tot, bro. Că dacă sunt maxim, să ne gândim cam așa e. Mulțumesc din suflet. Hai să mergem pe aici. Uite că sușile deschise. Deci, jos n-am deschis nicio de-asta. Hai, trebuie să începem să mergem până camere, mă, uite. Teo, cred că urcă cineva. Teo? Teo? A? Teo? Cine urcă? Teo? Da, mă, sunt aici. Se aude cineva, Fleuș, că mestecând. Mamă, cred că mănâncă vesoar mea. Dar îmi dea o cheamă lunch lady. Bă, dar nu găsim și noi o hârtie pe aici? Deci trebuie cât mai multe hârtii să căutăm, nu? Da, și chei. A, și chei. Am un medkit. Băi, doamne, iartă-mă, m-am speriat de ăla când era medkit-ul, cum s-aude, ferească-mă, mama Dumnezeu. Doamne. Nu mai spune-mi, vezi că iau un medkit. Gata, mă, zic de acum. Olu. Bă, ia stai aici. Bă, cred că ăsta e aici. Mamă, ce m-am speriat de tine, hai, man. Mamă, ferească, mă, dar bă, de unde s-aude? Nu știu, cred că din spate, de acolo era. Dar pare să fie în spatele nostru.
Hai să nu mai închidem ușile ca să știm unde am fost. Ok, ok. A, dar nu am închis nicio ușă. Ah! Bine, ai grijă. Mamă. Dacă ne oprim acum, suntem morți, Teo. Fugi. E în spate rău, fugi pe aici, fugi pe aici. Mamă, Teo, da, ce cur. Da, gata, da. Roxana! Băi, e în spatele nostru, nu-i bine. Hai pe aici. Lasă că Roxana, uite-che. Bravo, Jimky. Trebuie să mergem la sală, să deschidem. Hai că Jimky, ne-am blocat aici, Teo. Păi nu vine asta, că nu știe unde suntem. Nu știe, n-are GPS, n-are Waze, sormea. I-ai dat share location, zici sincer? Nu, că n-am telefonul la mine. Ia, dar ce facem cu cheile, mamă? Ce facem cu cheile? Cu cheile trebuie să deschidem astea, gen de sunt încuiate. Dar eu arăt bine. Tu ești numărul 1 în viața mea. Aia zic. Hai să vedem ce putem face. Deci avem o cheie. Aici am fost. Bă, o răcă e asta, mă, unde ești? Aolo! Hai, băi, e după mine! Aolo, sunt blocat aici, mă, ca... Hai, băi! Fugi! Hai că închide ușa! Bă! Mi-a închis ușa în gură! Mamă, vin aici repede. Mamă, nu, aici am rămas. Ne-am blocat, nu-i bine. Pune-te pe ciuci. Așa, bravo. Nu. A închis ușa, simt. Bă, Teo. Poți să mă salvezi dacă ai medkit de la bro. Dar vezi că am și eu. Aolo, murim, doamne. Gabi, mulțumesc din suflet, bro, pentru donații. Te pup, frate. Bro, dar vă încurajez dacă aveți plăcerea să donați în seara asta, să donați către copiii care chiar au nevoie, frate. Nu, lăsați-vă pe mine măcar în seara asta, gen. Serios. Bă, da, asta poate să mă mai bat o dată de aici, mă? Vin, Teo, vin! Ai medkit de la? Da! Oh! Cum dau? Nu știu, bă, e, cred. Vezi că vine el! Mă, uite cum ține! Cum ne dăm? Ah, bă, Teo, puteai să-ți dai singur medkit. Cum, mă? Apasă pe click. LOL. Click stânga. LOL, da. A, pe e ușor, mă, așa. Așa, da, mă, cât de urâtă e, frate. Hai că-mi dau imediat. Haide, te aștept. A, pe e Caterinca, mă. Aolo, cred că e tot aici, mă, mâncați aici curată. Acum nu mai pot să-mi dau singur, că nu mai am de ăla. Bă, m-a închis asta în baie, hai, man. Stai puțin, că o să caut imediat un medkit pentru tine. Bine, vezi că eu sunt într-o baie pe aici, m-a închis. Aolo. Hai că jucăm bine, ce pot să zic, e tare. Ești tot în lobby aici, nu? Da, lobby. Hai că am dat direct start. Hai că forță. Frumos joc. Hai că aici că nu mai tușez, m-a luat iar mâncazele la cât am urlat. Ferească, mă, suntem pe normal.
Da, da, îți dai seama, la... e și hard și e și insane, ești nebun. Am închis microfonul pe Discord. Mă auzi? Da. Haide, hai. Nu e, mă, hai, hai să ne mișcăm, pe... hai să ne mișcăm mai repede, mă, hai. Deci tu te duci hai, aici, hai, mă hai. Duc eu aici, în partea asta alaltă. Ia să vedem, găsesc ceva. Ai găsit-o de-aia, perfect. Am găsit ultimele răspunsuri. Eu am găsit o cheie. Da. Aia zic. Am găsit și medkit. Bă, aud asta. Cred că vine, se aude. Șo, cred că vine din partea asta. Da, vine din partea asta. Aoleo, fugi, fugi, hai man, hai man. Rească, mă, unde-ai dus? Aici, pe în stânga. Hai, e după tine, asta e bine. S-a dus după el. A, pe aici ieșim, gen, când avem toate alea. Pe aici urc. Așa. A, ce bine. Bă, unde? A, aici, ok. Aici, 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 aici. Mamă, dar cum face asta, bă, mâncați și cura ta. Și că a mâncat și-a urma toată viața ei. Vezi, fii atent, când vine, când, uite, face manevră. Da, 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 o să vină până stânga și noi fugim până dreapta. Așa, 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 hai. Închide, stânga. închide. Hai. Nu, nu prea, cred că rezolvăm nimic dacă închidem. Până deschide ea ușa. Uite, uite, ia-ți aici ăsta. Am luat ăsta, am luat și ăsta. Am fugit, hai, hai pe aici, hai pe aici, repede. Nu e, mă, o jucăm la psihi, perfect, la psihi perfect. O jucăm, hai, măni. Aia zic. Uite câte răspunsuri. Hai că sunt răspunsuri. Hai că răspunsuri sunt, dacă nu sunt. Asta e cantina, mă, ce e? E că e cantina, aoleu, vine. Am deschis asta aici, a? Door locked, a, am mai fost aici, e the nurse key aia. Aici noi, am... Aoleu, n-am luat-o bine, n-am luat-o bine. Da. Aoleu, aoleu, aoleu! Hai pe aici. Nu cred că ai intrat bine. Te-am chemat bine aici, ce poți zice. Hai aici, ca să-i facem manevră, îi facem aici manevră. Gata, 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 gata. Am băut, am băut, am băut. Hai, man! Fugi, man, pe aici. Hai, man, mi-ai închis ușa, am mâncat aici gura ta, te țin minte. Bă, da, e bine, bine, bine. A, bă, ăsta mi-a închis ușa, asta joacă împotriva mea, mânca vașcura, bă. Aolo, e după... Teo? Da! Hai, man! Să dai jos! Unde ești, mă? Eu fac febră musculară cât alerg de asta, mâncați aici gura ta. Nu e nimic nici aici, mă? Aolo! Am închis ușa. Găsesc pe aici ceva? Nu. Mamă, s-a terminat. E aia de jos. Sunt jos. Unde ești? Camera, așa, cu multe... Eu sunt jos, dar nu știu pe unde. Taberele. Să vin jos. Mamă, dar urât face. Auzi? Vezi că te ții minte că mi-ai închis ușa. Îmi pare very rău, chiar n-am vrut. De unde? E bune, vezi că vin jos. Haide. Aha! Dumnezeu! Teo! Da! Da! Nu vrei să știi ce am pățit? Ce? Am făcut un preinfarct. Chiar, deci mi-a apărut în față norocul. Medkit-o! Hai, mă! Aolo! Băi, cum adică ce? Aolo! N-o văzusem, bă! Trebuie să coborâm neapărat.
Trebuie să deschidem nărschi room aia, nu? Da, da, neapărat. Hai să ieșim prin spate. Uite pe aici, uite pe aici scări. Așa. Și era undeva pe la intrare, mă, aia, dar nu mai găsesc. Aici, aici, aici. Uite, e sus, e deasupra noastră asta. Aici, prima la stânga asta, sau dreapta. Era. Asta, 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 asta. Așa. Forță, hai să căutăm astea. Am găsit o pagină. Bravo. Aici nu-i nimic. Nici aici nu mai e. Ia, trebuie să găsim o cheie neapărat pe aici. Hai că găsim dacă e. Aolo! Uite, vino să deschizi asta repede, că tu ai cheia. Așa. Fugi, 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 fugi. Nu, spate, spate, spate. Mamă, mâncați, ești gura ta, vine doamna dirigintă după noi. Pe bune, hai să chiulim. Hai pe aici, hai pe aici. Uite că avem acces. E după noi, e după noi. Aolo, pe un partea asta. Hai să mai stăm puțin, poate mai găsim ceva aici. Nu, cred că mai da, hai să, hai să mai stăm, hai men, da, hai să mai stăm acolo, poate găsim. Da, 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 hai să mai stăm. Încă una. Bravo, bravo, bravo. Uite, avem, avem 6. Avem nevoie. Mai avem nevoie de 4. Trebuie să mai deschid, mai am eu o cheie, dar nu știu la ce, ia să-i să văd. Bă, cred că și eu mai am... Băi, nu sta pe loc! Aoleu... Trebuie să ne ascundem un pic, mă, să se liniștească asta, nu știu ce să facem. Uite, ia. Trebuie să-i facem schema aici. Doamna, dar ce sexy sunteți în rochita asta, s-a terminat! Auzi, mă, hai, man. Dar dacă ea e mai quadruplă așa și astea, o să zicem că, putem să zicem că e înfometată sau că a mâncat prea mult? Bă, mă, mai auzi, mă? A, eu vorbeam de PN. Vreau să zic după nume, lunch lady, îți dai seama. Prânz domnișoară. Mă, putea să-i zicem. Eu cred că n-am mâncat decât prânzul, eu cred că am mâncat și pe noi, în curând. Doamne, cum faci, uuuu. Da, asta o tigaie în cap. Mamă, dar nu știu. Efectiv, nu știu, nu știu pe unde să o mai luăm, mă, ești nebun? Ia, pe aici e deschis. A, uite, mă, pe aici. Hai, man. Unde ai dispărut, mă? Da! Am reușit. Uite, sunt aici, spate, 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 spate. Aolo, 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 e după mine. Bă, ce se întâmplă? Bă, ce mi-a... Bă, mi-a aruncat cu toporul după mine. Da, da, cu toporul. Asta e ninja lui, că mâncați aici gura ta. L-a luat și pe Iron. Bă, de când poate asta să arunce cu topoare, mâncați aici cura ta. Și ca după ce ia toată clasa 4. Hai că forță. Ia, m-a văzut, nu? Bă, da, de când? Bă, frate, asta aruncă cu topoare, ești nebun? Teo? Da! Ești bine? Da, sunt sus undeva. Eu mai am o cheie, o cheie nurse key, dar nu știu la ce se folosește. Poate e nurse key de pe alt coridor, gen. Probabil de sus. Dar unde vezi ce cheie ai? Hai că încerc să vin sus la tine. A, ea e deja sus. A, am înțeles. E după tine? Da. Teo are mai multă viteză. Păi nu vezi, mă, că a ținut cură. Paul. Da, cred că slăbește acum. Ce că undeva stânga jos la ușa dublă am putea intra. Cred că aici sub. Uite aici. Nu pe acolo, nu pe acolo. De pe aici.
Mă, vezi care viteză rău. Ce ușă dublă aici, mă? Nu dau seama. Asta, 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 asta. Oh shit, oh shit. Fugi, 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 fugi. Bravo. Mamă, simt în ceapă, hai, man! Mamă, mamă, mamă. Uite, ai văzut că a aruncat cu topor? Da, 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 da. Bă, trebuie să fugim în zigzag, ești nebun la cap. Mamă, mamă, mamă. Are foarte mare viteză acum, e nervoasă. No. Uite, the pulchi, m-a luat, m-a luat, m-a luat. Ai medkit? N-am. N-am medkit. Vezi că e aproape de tine un medkit. Îl caut. Ia să văd dacă găsesc eu un medkit de ăla. Eu era că nu pot ca în... Da, te aud. Vezi că în spate, în spate, în spate, în spate, la pe ușa aia acolo, în spatele tău. Vezi că e o... Gata, l-am văzut, l-am văzut. Da, mă, uite-l aici. Pof, mergi la școală în Craiova. A, dar nu pot să-l iau, mă. Nu pot să-l iau. Nu pot să cred. Olo, băi, vine, 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 fugi, 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 fugi! Am făcut infarct! Am făcut infarct! Îmi dau medkit! Îmi dau medkit! Nu mai ești. Dar cum, da mă, da, dar cum poți să-mi dai și mie? Nu știu, nu poți să apeși E? Nu. Am crezut că l-am luat eu, dar nu. A, așa. A, gata. Trebuie să ții click pe mine sau cum? Click dreapta, da. Așa. Băi, trebuie să fim atenți. Asta e că nu-mi dau seama pe unde nu am fost, frate. De-asta e nasol, știi? Că am fost alandala și acum nu mai știm pe unde să mai luăm. Na, du-te în spate. Hai pe aici. Trebuie să mai găsim niște, neapărat niște medkit-uri. Mai găsim niște medkit-uri. Cred că sus mai erau medkit-uri? Da, cred că ar trebui să închidem șușile la un moment dat. Da, dar după aia nu o să mai știm mai rău gen pe unde n-am fost, știi? Ia hai pe aici. Așa, aici am fost. Aici nu e. Ia stai mă să iau tot ăsta iar la rând. Gen. A luat medkit, e perfect. Așa, deci începem din colțul ăsta. Aici nu. Nu. Ia. Mamă, nu cred că nu e nimic aici, frate. Da! Ce-ai, mă? A, te alergă sorbea. Sunt undeva pe jos eu. Gata, gata, gata. E cum mai duc eu în bucătărie să văd dacă... Am fost eu, nu e nimic. Nimic nici aici. Nu înțeleg, mă, Harmen, unde mai poate să fie chestii, gen. Nici eu nu-mi dau seama. Mamă, e fix în spatele meu, simt respirația murdară. Trebuie să găsim pulchi. Trei hârtii mai trebuie, văd. Ai cumva pulchi? Nu, no, nu, no, nu no. Bă, mă aleargă non-stop. Eu am scăpat, ești nebună, îl aleargă doar pe Ivan.
Noi suntem forța aici. Uite, și asta e tot ieșirea. Mamă, de unde a apărut mâncația aici curata asta? Aolo, aolo! Uite, pe aici e mai întuneric, gen. Pe aici nu am fost, mă, e... arată la fel, mă, mă aud pe asta. Ba da, aici am fost. Aolo! Aolo! Uite, mă, mi-a aruncat cu... bucera asta, băi, m-ai aruncat cu toporul. Hai că te salvez eu, nu mai să pot. Vine după mine. Cam greu, băi, cu doamna diriginte, e cam suspirită. Ești prea dulce, mă, Andre. Sunt într-un colț pe aici, în genunchi. Stai. Vezi, nu, să nu mergi drept, frate, că aruncă cu igaia după tine. A aruncat după el. Dar nu l-a nimerit. Pe mine cum a nimerit, mă? Am medkit? Nu am. N-am medkit. Vin. Da, e și asta în spate. Bă, n-ai timp, ah. N-ai timp. Doamne, dar urât face. Ia uite, mă, tu ai cheia de la pool. Nu am. Nu am, că gen, eu te-am întrebat adineauri. Dar eu cum îmi văd, mă, inventarul? Chat-ul meu așa zice, Teo. Păi cum o să am eu dacă mie îmi zicea requires pull key? Când am vrut să deschid. Dar gen, de unde știe chat-ul tău? Că nu înțeleg. Cred că s-a uitat la tine. Deci de ce nu-mi zici mie? Nu știu. O să zic eu ție. Dar tu unde vezi cheile? În dreapta apare ce cheie ai, gen. Nu, nu am niciuna. Dacă ai... Am niciuna. A, ba da, am un A și scrie un C pe ea. A, nu știu de la ce. Dar nu-mi dau seama unde ar putea fi piscina, frate. Și o cameră într-un... Mamă, dar aia nu ne mai lasă în pace. Da, mă, nu e, e disperată, pe bune. Uite, mă, încerc să deschid pool. Nu merge. Bă, deci aici e pool. Asta e așa. Încerc să-mi dau seama cum e toată chestia asta, gen. Ca să-mi dau seama unde nu am fost. Da? Câie de la cafetaria. Păi și unde e aia? Bă, chiar nu-mi dau seama, jur. Unde ar putea fi? Pune-și tu pe Waze. Nu, mamă, ce m-am speriat de tine. Ce că e o ușă dublă la cafetaria. Da, mă, da, am deschis toate ușile duble, mă. A, unde le-am spawnat?
Aoleu, adică... vine pe aici, fugi, spate. Păi stai mă, alea nu sunt ușile de gen când terminăm tot să ieșim pe ele? Nu e ieșirea pe acolo? Nu știu, să vedem ce scrie, cred că ăștia din față. Ia. De aici. Deci e undeva hai, jos. Nu mai regeam scare. Ia. Ia. A, nu mă, nu se stă. Da. Aici nu-i nimic. Deci ne trebuie cafeteria. Cât de la... Auzi cât de la culcat era, mă. Oh, mă, deci de acolo era. Bă, o fi... Auzi, mă, Hyman. O fi asta de sus, mă, deasupra la pulchi. Să nu mai alergăm. Să nu mai alergăm, că ce că ne aude. Ia să mergem așa încet. Uite, acolo e pul, dar fii atent. Eu văd o ușă închisă fix deasupra. O fi asta cafeteria? Nu, am intrat aici sus. Ai intrat? Da. Nici aici nu văd nimic. Mamă, ce liniște e acum, ce-mi place. O fi obosit asta, mă, s-a culcat? Bine ar fi. Auză. Cred că nu. Mă, pe unde urmă să mă duc acolo? A, bine. Fugi, fugi pe unde ești, e bine. Ia stai, mă, așa. Uite pe aici, ia să. Da, m-am fost. Nu e, nu? Nu e, frate. Deci îi facem fent aici. Da. Bine. Da. Ce a fost, s-a blocat? Ia uite-o. Păi poze, repede. O pun pe forum. Îi dau report. Aici, nu, aici. Ia uși că unde e, mă, ăla. E cică în școală. Adică unde? Noi, fraieri, căutam în afară. A. Cică e în școală, bro. Care? Unde ar putea fi, mă, frate, că nu-mi dau seama. Auzi, cică are Hyman chipul. Nu mă, eu am N-ul, am nurse. Aolo. Nu scrie asta, fix aici. Aolo. S-a făcut de alea. M-a luat. Ai de la, nu? N-am. N-ai, nu? N-am. Ia uși că e ok într-un colț. Dar chiar mă, n-am căutat. Acolo în față. Într-un colț ceva. Nu văd nicio cheie. Da, am văzut un d-asta. Forță rău, deci mai avem de două, dar n-ai găsit cheie, nu? No. Păi astea două chei ne mai trebuie ca să găsim acolo paginile. O să caut medkit. Du-te în bucătărie și pe o masă e pulchi. Faza e că mă viețe degeaba... Degeaba vă uitați voi unde ar fi ok sau ceva, că e spawn diferit de fiecare dată în fiecare joc, gen. Dacă ar fi aceleași spawn-uri, vă dați seama că oricine ar termina jocul, gen, ce zic?
E, trebuie să fie pe undeva, uite cum a fost pagina aia ascunsă pe aici, așa trebuie să fie și cheia. Deci nu cred că e într-o cameră sau ceva. E undeva pe coridorul ăsta, 100%. Altfel o găseam, vă dați seama că am fost în toate camerele posibile. Mamă, e după mine, l-a auzit. Nu înțeleg de unde vine. Aolo. Deci vă spun sincer, mi-a stat inima viețile mele, am zis că mă prind de aici, am pierdut joc. Mamă, vezi că m-am ascuns forț aici. Mă, nu știu unde să mai Teo. Caut. Da! Vezi că am aruncat aici cheile astea din greșeală, credeam că le pot lua. Sunt cele de la nurse. Dacă și nu mai poți să le iei sau? Nu, dacă sunt pe jos, nu. Cafeteria e unde ne-am spawnat noi și acolo e o ușă dublă și cheia e într-un colț. Într-o cameră mare cu multe vestiare. Am luat eu un restroom key. Dar eu ia sunt am de... Aolo, vine, vine, hai men! Fugi, 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 că mă uit eu, mă uit eu de restul. Să facem, mă, noi. De n-am fost în camera asta, dar m-am plictisit de aici, nebun. Am găsit pulchi! Deci acolo era. Da, mă. Hai. Ia, uite, uite, first aid. Zic, mă, tată, mă. Olu, vine, vine, hai, mă, trebuie să fugim repede, 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 repede. Te-ai ridicat, te-ai fugit. Hai, hai, hai. Aoleu. Hai, hai, că e bine, e bine, e bine. Întoarce-mi după. A, ne ascundem aici. Oprește lanterna. Nu cred că mergem. Acum o să o opresc sau... Hai să nu mai alergăm. Eu m-am ascuns. Bravo, bravo. Ia găsesc ceva aici. Să ne uităm ca lumea aici. Cred că mă duc în partea asta. Mama, am murit, ai mea. E bine că are first aid. Gen, o să reînvie. Aolo, acolo. Teo, vezi că nu funcționează chestia cu ascuns. Vreau la mare tigaie în cap. Nu știe, ai mea, schema noastră, ești nebun. Dar trebuie să mai găsim. Faza e că n-aveam cum să găsim doar un... Ia. M-am speriat de tine. Faza e că 100% trebuie să fie ceva aici. N-are cum să... Să nu găsim o cheie sau un... un final notes de la. Asta clar. Eu încerc să merg cât de încerc să poate să nu mai au. Mamă, hai men, uite ce am găsit, vină cu a. Vino cu ace. Mamă, bazin olimpic, ești nebun la cap. Asta văzui, da, da, da. O fi ceva pe aici? 100% trebuie să fie ceva. Ia, lasă să mă arunc în apă. Nu, nu, că am încercat și eu.
Mamă, că nu pot să cred că nu-i nimic aici, ești nebun. Nu am găsit absolut nimic. E pe aici. E pe aici, pe sus. Unde? A, se poate urca. Mamă, frate! Aici nu-i nimic. Cine e aici? Nu pot, nu o să cred. Trebuie să fie, mă, ceva pe undeva, dar nu știm noi. Nu găsim. Te pup, Bogdan. Bă, dar chiar mai era o ușă aici. A, e ușa asta. Cred că pe aici găsim ceva, aici în față. Oh, pe aici am intrat. Uite, aici n-am fost noi atenți, când era frică. Hai să vedem fiecare vestiar așa. Bă, să știi că m-am întors eu și m-am uite, uitat. Uite, uite! Asta zic. Ups! Mai avem nevoie doar de o fișă. Păi stai că după ce deci găsim și fișa aia, trebuie să găsim ieșirea. Teo? Da, da. Aolea, vine! Cred că m-am dus. O să mă arunce cu toporișca aia și mă... Asta zic. Hai mai vezi că am ieșit. Bravo, băi! Unde o fi găsit, mă, asta? Hai repede. You can't live alone. Hai, man, hai la ieșire. Încerc! Hai mai reușesc! Așteaptă-mă că vin! Aia zi, haide! Haide, repede, repede, repede! Bine, mă! Bine, băi! Bine, mă! Asta zic! Aia zic! Bine, aia zic! Tot ești nebun! Mama, a fost forță! Mamă, mâncați ești cu forță. Băi, deci când am văzut, când am văzut că am ajuns la ieșire și nu te vedeam, nu te auzeam, am zis, mamă, fii atent că pierdem acum la final, ești nebun? Da, erau efectiv, era fix acolo lângă foaia aia. Ne-am trecut de două ori pe lângă, două. Serios? Foi. Da, era una lângă alta, erau două foi. Lol, what the fuck. Mai e și altă mapă sau e decât da, asta? Da, sunt vreo 3 sau 4 mape, mai băgăm? Ia, yeah, da, mai haide. Că mai bag o mapă. Hai, host game, stai că-ți dau acum. Fury, vrei să intri și tu, mă, ai jocul? Doamne, bă, genial. Nu era om cu care să-mi doresc mai mult să termin jocul ăsta, hai, man, nu era. Bă, pe bune, frumoase vorbe și adevărate și la mine la fel. Tot păi cu asta da. Mă joc. Invite friends. Invite to game, hai. Hai să vedem. Hai să-mi schimb și eu acum. Lunch Lady se numește. Dar de ce toate caracterele arată de parcă ar avea... Ar fi brăcite, jur, au... Nu știu unde, că a venit sau? COVID-ul. Nici că e COVID game ăsta. Este și a poate bag și o comandă frumoasă. Hai că comandă și bagi aia exact mi. Și îți bagi hack-uri pe joc. Ce e mă exact mi? E o parolă pe GTA de scam de poliție. E să o ia mă alea de bani. Dau după aia.
Deci stai așa, 5 meam, noi ne-am jucat pe ea. High school. Ăla era mișto cu basketul. Ăsta. High school ăsta. Nu? Hai. Vrei să dau și pe hard? Nu știu ce să zic, parcă n-aș vrea. Tu ce zici? Nici eu n-ai zice, e greu rău pe normal. Da, hai pe normal. Da, dar, păi l-ai cumpărat, l-ai instalat, l-ai tot? Îl bag mă și pe Fury? Normal. Să fim 3? Normal. Yeah. De ce nu? Este așa. Cum fac mă? Add friends to DM. Așa, create. Ia, a mers? Cred că da. Cred că a mers. Hai vă pup băieți. Hai te pup mai are 10%. Bă, dar eu mor de frică mă. Eu v-am văzut pe voi, eu mi-au jumpscare-uri urâte rău de tot. Nu, să vezi faza cum e, să fie. Faza e că le vezi când vin, mă, că dacă te prinde ba aia, nu, atunci ba ție. Ba nu, vezi că... Nu, vezi că eu sunt prost, tu mergi bine, Teo, dar eu merg exact ca hai, eu mai merg când eu urc capul în pământ. Exact, mamă, exact, exact mi-e reaport în față, frate. Gata, acum intru în el, am instalat. Haide. E oribil când îți apare în față. Dar eu nu te am, eu nu te am la prieten pe Steam, să-mi dai și mie Steam Profile sau ceva. Imediat acum, două secunde. Hai mă că băgăm pe high dacă suntem 3. Da, că suntem bine băgăm rău pe toți. Hard. Hai că băgăm high. E greu da, mă. Băgăm, băgăm, băgăm. Ce high mă, viața aia, te vezi în ceruri, te vezi la înălțime high. Da. E așa hard. Așa zis mie chat-ul. E hard, nu așa high. Așa zis mie chat-ul. Ce că high pe high. Uite, v-am dat pe Discord ăla. Yes, m-am putea să-l punem în rusă, hai că mă mai jucam eu astăzi de-l puneam în rusă. Ia, yeah, add friend, enter friend code. Stai două secunde să-l dau mai încet, că dacă l-am așa send la maxim. Send invite, gata, vezi că ți-am dat invite aici, am dat accept și ți-am dat invite și pe joc. Jocul se numește Lunch Lady, L-U-N-C-H Lady, traducere prânz domnișoară. Dar eu am scris doar Lady și mi-a dat primul. Deci n-a trebuit. Gata. S-a dat accept. Așa. Dar unde mi-ai dat invite-ul? Sau trebuie să ies să intru iar? Invite-ul pe joc nu ți l-am dat încă. Ha, ok. Ți-am okay. dat doar la prieteni. Uite, ei mai Fury, așa. Ia vezi, a apărut? O las pe asta cu basketul Hyman, da? Da, 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 clar. Am intrat cu voi? Da, gata. Am dat start. Pe ce vorbesc? Pe ce vorbesc? Pe V, pe V. Gata, am oprit ăsta pe Discord. Gata, hai că oprești acum. Hai, pe mult. Ia, acum suntem trei, ia să vedem. Bă, dar n-am dat pe hard, mă. N-am dat pe hard, dar uite, difficulty normal. Bă, am uitat să dau pe hard, refacem? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, las că e perfect. Mamă, suntem trei domnișoare. Fury, pe ne auzi? Băi, că pe space! Cred că ne aude, vezi că mi se pare că trebuie să... Cum ți-ai făcut Hyman microfonul? Trebuie să setezi din sound microfonul pe principal ăsta pe care l-ai, să ieși din joc și să intri iar. Hai și-l dau și pe hard. Hai. Mamă, stați așa că acum sunt pe Discord, imediat, acum. Vai de capul meu. Deci ai zis din sound, da? Yep. Trebuie să ies, nu, din joc. Da, 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 dați leave, acolo da, mai dau o dată invite. Da, am crezut că n-am mai multe microfoane, ciudat. Cine știe. Da. Pause game. Așa. Așa. Din system sound, nu? Yep. Cred. Așa. Și-l setezi ca primary, gen. Setezi default device? Da. Aha, gata. A, l-aveam pe ăla de la webcam, mă. Vezi? Ok, da, corect. Teo Zeșu, te-ai invitat să joci Lunch Lady. Mama, e că intru și eu. Bă, dar vezi că o să ții, bă, că mă sperie. N-are mă nimica. Eu joc cu sticla de apă în cap. A, e forță. Să văd până când îmi cade. Auzi, ce zice ceva pe chat, ăștia doi sunt iubiți. Da, viața aia, ne iubim mult rău de tot. Normal, chat, care e problema voastră? Ia, auzi, și pe ăsta. Vedeți-vă de treaba voastră. Ce mă, e o țară liberă. Vedeți-vă de treaba voastră, chat. Am dat start, gata. Hai că am intrat. Bă, vreau mâncare. Mamă, l-ai dat pe hard? Bă, eu chiar șoc cu apa în cap.
Dacă îmi cade aia. Și cum stă, mă? Nu știu, au, mă doare deja. Hai că închidem microfoanele. Microfoanele. Acum e ok, mă aud? Da. Aha, mamă cum v-a auzit. Haide. Mamă, bă, cum nu e aceeași mapă, mă? Nu cred, dar vezi că e pe hard. Bă, vedeți că e pe hard. Da, mă, știu. A, uite, mă, asta era cafeteria, what the fuck. Uite, uite, nu e aceeași, uite, find the hallway, Vicky. A, da, 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 nu e aceeași, dar e asemănătoare. Bă, bagă-te pe Discord pe mut. Bă, ia la lângă mine. Yo. Bă, 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 a murit. Atingi-o... Bă, bă, nu intra în aia, nu intra în aia. A, dar vezi că tu ai murit, că sunt ăstea, da. Mă, e cu capcane, mâncați-aia și cura ta. Am luat hallway B key. Și eu am S key. Hallway S key, ia să vedem. Uite aici, Teo, aici trebuie să mergem. Ia. Bă, mă, nu, vino, dar vino, dar stai că n-am... Caută repede un medkit, vezi că-s capcane, mă. Bă, da, pe hard. Cred că astea, asta a adăugat, mă, pe hard și capcanele astea. Păi murim pe capete, mânca v-aș gura voastră. Bă, ai grijă, încă o capcane. Dar nu găsesc de-asta, medkit. Păi... Mamă, dă-te de acolo. Dar unde se merge pentru medkit? Nu și ai normal. Dai că, hai că, refac și bag pe normal? Da, hai. clar. Ne murim pe capete aici, am cu capcanele astea. Mă joc cu toți nubii, vor pe normal. Tu te m-am mers doi pași, am picat, vine, haide să mă ajute. Mă joc cu toți nubii, culcat! Da, hai că, noi suntem nobi. Culcat! Noi suntem nobi. Vina mea că ne-a băgat hidrantul. Cu bune, ce hidrant? Cine l-a băgat în seamă? Gata, mă, ia. Unde e? Invite friends. Hi, man. Yuri, gata, hai. Nu, acum gata, îndăpli. Eu nu vreau să accept. Care e problema? Culcat atunci! Mamă că mă fac eu ăsta pe care nu-l alege nimeni. Au făcut așa caracterul ăsta degeaba dacă nu-l alege nimeni. Bagă-le tot follow-ul. Nu, ăla la alt în cămașă. Ah, ok, mă fac eu chirie atunci. Așa. Higgins High School, difficulty, extreme, ce se întâmplă, mă? Difficulty insane. Așa dau, da? Nu! Ai nebunit, vezi? Păi insane ce dracu te electrocutează bușile? E că deschizi ușa și dă ușa în cap, nu știu. Pă bune. Culcat! Hai. Păi nu, pe normal, a zice cineva, bă, da, pe normal știți deja lucrurile. Păi nu, e altă mapă. Asta e toată chestia. Mamă, băieții. Mamă, Fury, ce ureche ai, s-a terminat. Cred că ți aplaudă, sunt clăpăuge. Ia, dar întoarce-te tu cu spatele puțin. Bă, da. Deja am găsit-o de asta, mă, haimanul e pe ele. Eu deja am găsit, da. Sunt pro. Ești pro cu ST la final. Da. Cum să nu? Nimic aici, ai luat hallway B. Hai să căutăm ăla. Mamă, ai mene, numai tu eu ai deja, găsit, ești nebun. Eu deja termin jocul, Teo. E speedrun. Uite cum alergă ăsta, băi. Băi, alergi cu curul în spate, mâncați-a și gura ta. Ești oligofren, ia uite-l mâncați-a și cum alergă. Dacă mi-a lăsat ultimul caracter de pe joc. Pro cu ST la final, adică primul, nu mă, prost adică. A, olă. Am medkit. Cred că a venit asta. Bine. Aolo. Aolo, e încuiat acolo. Bine. N-avem mă, ne-am cu ce mânca pe aici, gura voastră. Vino pe aici. E după mine! S-a dus. A murit. Amore.
Mă, mi-a tras mare tigaie pe creștet. Ați văzut că mi-a tras mare tigaie în cap? Și asta mâncați aici, gura ta. Mi-a tras... Bă, mi-a tras o tigaie de mal liniștit. Bă, dar eu nu mi-aș da revive până nu pleacă aia, mă. Așa. Ce urlă ăștia. Uite, mă, Final Answers, așa. Staircase key, așa. Am cheile de la etaj. Cum auziți, mă? Nu, nu. Am deblocat etajul. Trebuie să găsim și un medkit pentru Fury. Acolo rămâne săracul. Am găsit. Gata. Am găsit, dar nu mă duc pe el. Auzi, da, veniți la mine. Jim Bines. Băi, cred că lăsăm pe Fury acolo. Hai să lăsăm acolo. Da, hai să lăsăm acolo. Ești rău la cap. Uite, aici trebuie Principal's Office Key. Nu mai venim. Acolo rămâi. Vezi că e lângă mine. Dar s-a îndrăgostit de tine, mă, dar nu mai pleacă. Bă, da, pleacă. Uși, uși. Nu vrea, mă. Mă, linge ușa asta în continuu. Înseamnă că e îndrăgostită foc. Mamă, ce mă speriat. E pe aici, eu aud lângă mine. Ia, hai să coborăm jos, hai să coborăm. Da, nu sau mai bine coborăm sus, hai men. Ia medkit-ul. Uite, e aici, mamă, e aici, ești nebun la cap, a fugit de noi, mâncați aici, gura ta. Mă jur că a fugit de noi, hai men. Hai ușor. Da, mă, vin iar la mine. Nu e, mă, i s-a pus pata pe Fury rău de tot, vrea să le abre bărbat. Te-o omoară! Hai că tu ai gym key. Păi da, dar unde e gym? Hai că îți mai dai un plămân în două secunde. Aici pe undeva. Auzi-l pe Fury, s-a luat să dâncă în debara. Fury, unde ești, băi? E aici gym și tu ai aia de la gym, hai aici. Păi stai, aveți că aruncă cu toporișca, mâncați aici gura ta, stai ninja. Hai pe aici. Bagă-te acolo repede la gym, deschide. Hai, zic, hai, lasă-l pe Fury, nu mai e Fury. Ia, mă. Am găsit Principal's Office. Mamă, ia uite. Uite, mamă, uite teren de basket, ești nebun? Bă, pe Fury săracul nu l-a mai luat nimeni, mă. Mă duc eu după el acum. Aolo, l-a luat și pe Hyman. Dar Hyman are medkit, e ok. E ok, nu sunt singur. Bă, n-are cum să nu găsesc ceva pe toată sala asta. Trebuie să fie ceva aici. N-are cum, ești nebun? Nu e nici pe astea de ping-pong. Măi, dar lasă-mă! Mamă, e iar după Hyman, mă? Nimic pe aici, frate, ești nebun? Mamă, iar l-a luat pe Hyman, mă? Uite, aici a medkit. Mă duc să-l iau pe Hyman, iau și medkit-ul ăsta. Și poate le iau și pe Fury. Unde ești, Hyman? Aici, mă auzi? Aici unde? 210, ești aici după ușă. După care ușă? Sunt deva la baie. Sunt două automate cu băuturi. Stai că mă aleargă.
Ia mai vorbește, mai iau după voce. Hi man. Hai, meni, ești sus sau jos? Mamă, mamă. Să-mi stea inima mâncată aici cu la ta. Fury, tu unde ești, mă? Unde? Mai vorbește să vin după voce. Mă auzi, hai că-ți vorbesc, îți scâmp pe aici. Păi, sunt aici de la început. Dar unde aici, mă, că nu-mi dau seama. Ulu. Mamă. Vine, bă. Uite, bă. Aici lângă tine. Ai trecut. Fugi, 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 fugi tu. Nu intra aici. Stai cam de la. Stai cam de la. Da. Băi, stai. Tu de aici stai de la început, mă. Asta pe numai. S-a murit. Păi stai că acum îl dau ăsta pe mine și nu mai am eu mâncați aici gura ta, trebuie să mă duc păi în căutare nu, iar. Păi nu, trebuie să cauți altul, da, hai trebuie să cauți de capul altul. Meu, deci da, tu ești aici. Da, mă, chiar să-ți fii de bușa să pot să mă plim. Stai așa. Ia. Așa, mersi. Du-te că mă mai uit eu dacă mie nu mai face nimic, nu? Nu, aolo. M-a văzut, bă. Hai, man, tu unde ești? Hai, man! Hai, man! Hai, man! Unde ești? Ajutor! Unde ajutor, viața mea? Oh! Bă, mă alerg asta, nu mă lasă în pace! Murit. Mi-a tras, bă, dar de ce trage mereu tigaie, mâncați aici cura ta? Mi-a omorât. Bă, dar auziți, mă, dumai mie mi s-a întâmplat asta sau la tatuna? Deci mereu după ce te omoară, îți trage și o tigaie în cap, mâncați aici cura ta. Da, 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 da. Bă, bă, așa. Bă, a stat undeva aia jumătate de mici, mă. Pe bun, dar și eu acolo în baia a începusem să cânt cântecite pentru copii. Bă, da, la un moment dat mă apropii iar de Hyman. Îl stric Hyman, ia uzi-l. Da, da, aici sunt, aici sunt. Oh, da, așa, bă, dau invite. Ia-i, dau invite și lui Sammy, poate intră, dar nu cred. Da, mă, bun, ai simt mai mulți. Păi, bă, eu i-am dat invite, dacă intră, râdem rău. Dar faza e că e maxim 4, mi se pare. Ah, e că e 4, da. Doamne, deci n-am văzut de paraia to- Bă, pe mine m-a bătut și mi-a închis ușa, mă, oameni buni. Doamne ferească. Mi-a închis ăla ușa, mă. Că ai scot de adevărat. Infecțiunea asta de grăsancă. Ai primit invite, Hyman? Nu. Ia. A, da, gata. Mamă, mamă. Hai, start. Za Samuel. Am skin nou, că am făcut level 5. Jucați-o pe asta. Ești de la șmecher, mă. Gata, mă, facem speedrun. Sunteți aici, gata? Da, da, speedrun. Eu ce schimbare, mă. Ia vezi, îți place de mine viața mea, sunt frumoșăl? Ai că da! Ne-a surâtă? Papucea în picioare. Mai bine n-ai avea. Da. Adică eu sunt subiectul vostru de bully sau cum? Ia că nu mai joc, mă pun aici și nu mai joc. Păi nu suntem la școală. Nu mai joc. Gata, da, stop bully, bully. Stop, stop bully. Let's go, let's go. Cum stop? Bă, dacă mai sunt mult aici, vine la după noi. Ia uite-l pe Hyman. Hai de unde începem? Eu ca hack și văd prin pereți unde sunt fișele. Bă, dar aici nu e niciodată. Aici ne trebuie ca... Hallway B e... stânga capăt. Da.
merge bine hack-ul. Nu am un hack free de pe net. Eu caut, dar mai găsit o gardă, ție? Bă, ești nebun. Bă, am găsit... Merge bine hack-ul ăsta. Da, 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 e bine că l-am găsit și eu un carnețel, hai să dăm. Ăsta, keylogger.exe, nu? Keylogger.exe. N-am găsit nicio cheie. Am luat eu un carnețel de la, dar cheie nu. Asta zic. Că-ți dai eu, Teo, hack-ul. Vrei să-ți dau hack-ul, Teo? No. Am un keylogger mișto. Mama, avem 3 de-astea, o să fie supărată rău de tot asta pe noi. Nu-i nimic aici, și aici. Vine! Nu-i nimic acolo, hai! Aveți bă, grijă! Nu-i nimica! Pe tine, Fury, pe tine! Ce bine îmi pare! Mamă, câte de-astea am găsit! Ce bine îmi pare că ai luat aia... Fury! Vine aici, vine aici! Ia repede ăsta, ia repede ăsta! Unde sunteți? Aici! Aude! Fury, ai și tu de ăsta aici, mă! Fury, ai de-asta aici, băi. Aici, pe stânga. Unde? Stânga, și uite, în capăt ai medkit. Capăt, față. Hai să urcăm pe scări. Mamă, iar a venit. Săracu. Iar a murit primul. Hai, mă, tu unde ești, mă? Sunt sus, în camera cu chitară și cu piane. Te apuci de cântat, ce faci? Mamă, vezi că vine asta după noi, e pe scări, hai, man. Ok, eu sunt... mă găsesc aici, mă. Jim Key e aia de deschis acolo unde e mare, are e și stadion de basket, e și alea. Hai că stadion dacă e. Forță. Fury! Un medkit. Hai că te auzim. A zis acum se ridică, mă. Întrebarea e ce se ridică? Ce se ridică? Uite-l pe ăsta. Ce faci, mă? Bă, mă alergă în continuu, mă, nu știu ce are cu mine. Uite, ia medkit aici. Ia, dă-mi stacoa. Nu pot să-l iau. Uite, vine iar. Bă, nu mă lasă, mă, oameni buni, nu înțeleg. Hai jos. Hai la gym. Am auzit că e de treabă. Mamă, cum face? Da, mă, nu e să neacă, e agitată rău de tot, mâncați și curat. Să neacă zale. Bă, dar pe stream nu e așa, când îți apare ție aici în față, e altceva. Normal. Să-i seama, că trăiești tu. Jur. Așa pe stream te amuzi, râzi alea. Da. Bă, nu-i pe aici nimic, a? Să cauți bine. A, bine că ai venit la mine, sora mea frumoasă. Cea mai frumoasă femeie din lume tu ești. Bă, ai venit la noi! Stai aici. Uite-o, mă, mâncați aici, mă vrea rău de tot. Mă duc înapoi la ăștia. Bă, eu nu mai pot să intru la gym acolo, mă. Hai că mă sacrific eu pentru echipa, asta e, alerg eu.
Mamă, dar e în spatele meu, într-una, mâncați, ai curat, da. Mamă, am învățat schema, băi. Am învățat schema. Bă, 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 nu mai... Bă, am învățat schema! Mă... Sunt sus, alerg de asta, fug de asta! Da, sunt sus! Ești viu sau? Da, mă alerg asta! Cobor acum, voi unde sunteți? Mai țin-o puțin, mai țin-o puțin! Am deschis cafetaria! Păi și unde e aia? Bă, nu vă mai aud! A, uite aici! Bun! Hai că mai e o ușă aici! Fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Băi, ne face chestia. Bă, nu. Ce-ai zis? Fugi! Bă, unde fugim? Nu știu. Ați căutat bine pe aici, mă? Cred că da, că mai luat o chestie. Am luat toate cheile, am 4 chei. Mamă. Bă, am închis ușa, ajutor! Bă, asta a învățat schema, vezi că se ducea dintr-o parte în alta sus, adinea unde eram, ești nebun? Hai, Fury! Bună pe aici, hai pe aici, hai pe aici, uite! Mamă, nu, ia, și aici ia. Ce e? Nu-i nimic, păi cam asta-i tip pe aici, mă. Da, mai am niște chita, nu știu care, pentru care sunt. Mamă, avem 8 deja, băi, rupem. A, una e principal office key, nu? Vino că știu eu unde e. Vino că știu eu. Vino cu a. Hai. Bine, eu am mai găsit un carnețel acolo în vestiarul ăla atât. Deci mai ne trebuie două, dar unde sunt alea două? Veniți cu mine. Uite, ia vezi aici. Hai să dacă o am. Nu, aici ia vezi. Nu. Deci trebuie să o găsim. Aolo, vine asta, mâncați aici. Ia uitați. Nu pot să cred. Bă, ia-le repede și fugi! Astea sunt. Fugi că-ți scos toporul! Păi nu e, le-am folosit pe astea, hai, man. Jim Sterkins cafetaria. Le-am folosit pe toate. Da. Bă, trebuie să mai fie undeva. Pe jos, cu toate camerele astea. Că pe aici n-am căutat, nu-i zic eu. Unde a ajuns. Da, eu nu m-am uitat bine aici, e un medkit. Că mă alerga aia, gen. Și uite, iar mă alergă. Băi, e ceva aici, mă, că mereu când intru mă alergă. Mamă, urât face. Fugi, hai. Dă-i viteză. Nu, iar. Mamă, aruncă toporul. E jale când aruncă. Vezi pe jos. Nu, pe jos n-are cum să fie nimic. Ok, hai că mergem pe față. Mai e după noi? Da, e după tine. Da. Mamă, dă-i, stânga, dreapta. Aici nu-i nimic, am fost eu. Aici e începutul. Mamă, fugi, Teo. Mamă, Teo. Bravo, a scăpat eu. Bravo, dă-i. Cred că e sus, mă. Nu știu unde e viața mea. Mamă, iar aruncă cu ăla. Asta am închis-o eu atunci când făceam. Ah, ok. Am fost și pe acolo. Noi. Mă, pe aici pun între bestiarele astea, mamă, dar vine aia. Hai că ține-o după mine, tu doi. Aici ați căutat? Hai frumoasă-o. Hai la tata. Aruncă toporul după tine? Da, tigaia. Baftă. Gata. Închide ușa. Mă, am fost și pe acolo pe lângă veștirea, nu-i nimic. Băi, ori în cafetărie, ori la gym acolo, trebuie să găsim o cheie sau ceva.
100%. Da, nu, aici jos cred că nu mai e. Hai să urcăm. Băi, eu cred că am ratat ceva, băi. Bă, am cam fost în toate. Sau? Hai că ne mai uităm. Cine-i fake? Nu știu. Așa ieșit. Uite mă, ok. Am principal găsit office. Gata. Da, haide. Hai sus acum. Hai sus. Hai sus, ia sus, ia sus, ia sus, ia sus, ia gura voastră. Ma. A venit, hai men, cu necazul. Hai că... Aici, bă, aici, putem. Dacă nu dai fondul clasei înapoi? Asta zi. Unde, unde sunt scările, știi? Ia, după mie. În fața pe stânga. Urcat. Aici, aici, aici. Aici? Ți-am zis, ți-am zis că aici sunt. Bă, hai men. Acum, acum vin. Apuci? Stânga, stânga cu murci. Hai că ți închid ușa, mergi, mergi. Stânga cu murci și aici, în dreapta. Da, așa. Hai, dă-i, dă-i, dă-i. Mamă, mare țacalon. Putem să-i facem, putem să-i facem schema, schema, schema. Schema, ca schema, țaca. Bă, frate, da. Așa. Na, a, uite, aici. Uite, final. Uite că cățelul. Bun. Ne mai trebuie unul, frate. Unde ieșim? Stai, după tine. Trebuie să facem schemă. Da. Da. Unde vine frumoasă? Mamă, e frumoasă ca noapte. Hai, de-i. Bă, dar nu mai trișea, mă. Aici, pe față? Bă, iar vine, mă, să scăpăm cumva de ea. Da, hai, men, unde e, mă, ne-a părăsit. Trebuie să ne despărțim, mă, cred. Să schemă, mă! Bun, hai că eu iau până stânga, eu iau până dreapta. Eu zic că 100% ultima foaie e în gym acolo. Dar stai să văd unde e, că nu mai știu. Aici e cafeteria. Da, deci nu aici. 100% e în gym acolo. Că nu ne-am uitat. A, e bine că ești tu, cu musețea pământului după mine. Superb. Mamă, mamă. Oamne, urât face. Asta mi-a închis ușa, mă, și-a și încuiat-o, mâncați-și curat. Mi-a tras și tiga aia după cap. Băi, hai mă, ne deschide ușile că e blocată, gen, numai tu ai cheia. Mi-a dat mare culcat. Uite pe aici, urcă. Fugi, 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 te-o! Băi, hai mene, nu mai, nu mai închide ușile astea, doar tu poți să o deschizi pe asta. Mamă, deschide mă. Da, pe tu ai cheia, gen. Mamă, i-a tras. Bă, dar nu e niciun medkit acolo, mă, la principals n-are cum să nu fie nici măcar un medkit. Gen. Aici e principals. Hai mă că nu cred. Nu e, frate. Forți. Uite mă, jo, mă, viața, tu ce faci? Ce? L-a luat și pe Hyman. Nu mai găsim ultima foaie de asta, mă, doar una ne mai trebuie. Ah. Mamă ce, bă, stai, mamă, ce m-am ferit. Bă, dar una mai ergă și pe mine jos, vină înapoi. Am luat medkit. Fugi, fugi. Mamă, băi, ați văzut în ce hal m-am ferit? Nu iar, nu iar!
Da-te. Aaaa. Ți-am zis, mă, nu înțeleg, dar lasă-mă. Hai, men, iar ne-a lăsat, mama, mă, aici cu aia încuiată. Bă. Ia, stai, stai. Hai frumoasă. Aulă, aici. Mamă. Nu. Am văzut schema, mâncați aici gura ta. Mamă, ia da schema. Mă prins. Bă. Stai, așteaptă. Gata. A început să învețe, mă. Hai să coborâm. Da, Hai, men. Hai, men, e în comă. Vino după... Mamă, dar nu știu dacă mergem bine. Nu mergem bine. Bă, mai fost pe aici? Aolo, da, mai fost. Mamă, l-a scos toporul, dă-te! Bă, unde erau scările alea, mă? Unde ai urcat? Nu mai știu. Wow, ăla, dar nu mai fașă. Aici. Haide. Puta, ce burât face. 100% ultimul de la e în aia de basket, mă. Dar nu știu cum să ajung acolo. În sala aia acolo. Da. Aia de jos. Da. Aia de jos e aici, stai așa. Asta e cafeteria. E aici, Nu, nu e aici. Din mamă, partea cealaltă. Dar cum mergem? Ia să mergem ușor să vedem dacă mai vine, mă. Nu vine. Poate și ne aude. Nu știu, asta e, că prea ne găsește mereu. E în partea cealaltă, în capul de tot aia, că am mai fost acolo. Uite-o că vine. Ia, hai să ne ascundem un pic aici. Ia, stinge lanterna. Cum? Pe ce? A, gata. Vine. Uite, mă, vezi, nu știi așa. Bă, nu știu, mie că apare deodată. A plecat, mă, cred. Ia, vezi aici. Vezi un colț, mă, sau ceva. A luat Hymen un medkit. Bă, Hymen, unde ești, mă? E aici. Hymen, ești aici? Hymen. Nu e mai aici. În față e asta. Hai să căutăm noi ăsta. Bă, ce m-ai spus? Bă, l-o să moară în familia mea, că mură! Bă! L-ai speriat, bă! Tu știi că l-a sărit? M-am speriat eu de el când a sărit. Doamne. Doamne, mai fac asta în viața mea. Doamne, am crezut că mor. Hai, men, n-ai găsit niciun note de la mă pe aici? Băi, îmi bate inima, nu mai pot. De ce a făcut? V-a speriat unul de altul? Doamne, că nu mai pot, nu a făcut. Am închis micul și am sărit pe el. Doamne, că nu mai pot. Nu, aici nu e nimica. Bă, aici trebuie să fie o foaie de aia, mă, dă un. Dă tine, n-am. Deci după ce m-a speriat ăsta, fix de tine n-am beat. Fă-ți că ai văzut semn lanterna, mă. Marș! Că iau eu toate băile la rând. Bă, frate, nu găsim, mă. Cred că dăm abandon, băi. Bă, unde sunteți, mă? A rămas singur iar, mâncavaș. Oricum, când ești singur, e bine că nu...
Da, viața mea. Hai că te-ai speriat. Hai că m-am speriat dacă te... N-am reușit. Bă, bă, Fury, la aud așa încet cum țipă și o înjură pe aia, da, că îl aleargă într-una. Jur. Băi, hai, man, nu știu, frate, unde e ultima foaie. Să mor dacă știu. Da. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Așa cum ai luat pe mine, nu? În sfârșit. Cum ai să-ți eu? Mi-a tras și-mi trage tigaie. Ca la fraieri. Eu, ai medkit? Am, da. A, fugi, 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 fugi. Puta, urât faci. Bineînțeles că după mine, că după altcineva n-ai cum. Să-mi dau și eu o comandă de mâncare, că mi-e cam fumiche. Băgăm și un de-asta. Și mai vreau și... Bă, nu mai găsim nicio hârtie. Așa. Pasul următor. Finalizează. Vezi că vine după tine, hai, man. Nu se poate, s-a închis restaurantul. Plâng. Plâng, o iau razna, nebunesc. Fac teritinitită de-aia la cap. Fața și cura ta. Mi s-a închis mâncarea. Ce îmi comand eu de mâncare, mâncava și cura voastră? M-am supărat și nu mai comand nimic. De obicei nu comand de pe Glovo, nu. Ori Taz, ori Bolt Food. Eventual un Food Panda ceva, mai comand și de pe... Cum îi zice? Asta am uitat cu să nu știu. Presto. Glovo, gen, n-am avut o problemă la aplicație, nu m-a ajutat absolut nimeni și am intrat în suportia de cel puțin 5 ori. Nu m-a ajutat absolut nimeni și toți îmi vorbeau așa, cu dezinteres și așa, și de atunci nu mai folosesc Glovo. Hai să-mi dau unde ăsta, dacă tot. Băi, sunteți vii, mă? Bă, nu, eu-s mortu! Eu-s viu! Vezi că... Ia, găsește și tu un medkit sau ai? Eu n-am, că l-am folosit acum pe mine, că am murit și eu. Mi-a făcut mare schema, hai, man, mă, l-a lăsat-o să mă moare și a fugit. A, forță! Adică, eu-s blocat cu ceva canale, nu știu unde sunt. A, am înțeles. Da, mă, mi-a făcut cheie. Hai, men, ajută-ne, băi! Hai, men! Am mâncat 1.000.000 gratis pe Glovo. Păi știu că, gen, bine, când întâmpin probleme sau ceva, sunt foarte receptivi și îți dau imediat refund sau așa. Că au foarte mulți bani și efectiv nu interesează, ești nebun. Dar, na, nu trebuie să profiți, frate, gen, nu trebuie să faci de-astea la mișto sau așa, nu. E urâțel. Nu încurajezi lucrurile astea. Imediat vin. M-auzi? Vezi că și eu-s mort, hai, man. Bun. Băi, și că putem să o închidem undeva cu o cheie, mă. Ce ai zis, mă? Și că putem să o închidem undeva cu o cheie, gen. Băi, ești nebun. Adică dacă n-are cheie la ușa aia, poate nu poate să o deschidă, mă gândesc, nu știu. Eu nu cred, mă. Ar fi prea ușor după aia.
Păi da, dar poate mai avem treabă în partea cealaltă, știi? Ia vezi că mă... Nu avem niciun medkit. Nu, eu sunt undeva în cărți. Nu știu unde e de la ia, ia mai vreo și aici? Hai, men, tu ești aici lângă mine, că te-au mai aproape. Mă, înseamnă că ești în vârf, în sus de tot. În vârf. Sus, nu știu, eu sunt la niște tope, da, astea de muzică. Da, mă, e sus în camera aia. Bă, nu pot să-mi dau seama, deci hai să... Ia, stai. Dar chiar ești mai aproape de tot asta. Eu te aud super aproape, dar nu-mi dau seama unde ești. Ah, uite-mă. L-am găsit, mă, Hyman, dar eu n-am medkit de ăla. Ia-mă în brațe și puși cu mine. Ia-mă în brațe. Haide. Hai că te iau. Tu deschide mușile, te-au ca să mai ies așa, să merg cu voi. Deschid acum. Uite, am deschis-o pe asta. Așa, perfect. Ca să vin după voi, știi? Mm-hmm. Gândesc-mi un medkit să fiu aproape. Ia vezi, asta roșie ce e aici? A, nu e, ghiveci. Da, îți dau o floare, poate reînvii. Da, o margaretă, te rog, alea da. Fac. Hai, mane! La mulți ani, Elena. La mulți ea. Înainte. Poți să te părăsește mereu, mă. Cum o să vârstă 18 ani? Ia și mie un cicotă. Ai de carnet, alea. Mamă, e gol pe dinăuntru ăsta, mâncați. E de la cu schemă, bași bani, nici nu dă nimic. Nu-mi place. A găsit medkit, mă. Da, mă, aia zic, sunt pe scări eu. Uite-mă aici. Vezi, găsește-l, că vin așa ușor. Hai, man! Mai pe ultima pagină! Mai e după el. E după el sau după tine? Nu, e după el. Uite că vine, uite că vine! Fugi, du-te! Noiar! Du-te! S-a oprit aici! Frumos, stai aici! Stai, mă, țin de picioare, Băi, eu nu cred că s-au uitat bine ăștia în cafeterie, mă. Hai, man, ce faci, mă? Bă! Mă, ce faci ăsta? M-auzi, Teo? Da, ce faci? Am medkit. E ăsta aici. Unde? Dar vezi că e și asta. M-a apucat rău de tot plusa, Teo. Aoleu. Uite, e aici. O iau eu, o iau eu. Mi-a dat cu dăla, mă. Ninjăloaica asta m-a rupt aici, nebun la cap. Cum dă cu cuțite și că e măcelar aici, nebun la cap, că... M-a enervat acum. Bă, lasă-o, mă, ești nebun la cap, fug de ea-o, ia-o alea ca să-i dea viața mea revive-ul ăla, să fim toți trei mușchetari, să câștigăm meciul sau nu știu ce. Mi-aruncă cu cuțit. Bă, eu vreau să ieșim din ăsta că nu mai place. Bă, dar e jur. Nu știu unde e ultima de-aia. E jos, o văd aici. Ce? Ce e jos, mă? Mă, ce are ăsta, mă? Bă, tău, cum avem doar un... Păi da, mai avem doar un singur, dar căutat efectiv peste tot și nu văd. Aolo, nu. Nu suntem aici. Ia de că mergeam. N-am băgat, te văd. Bă, cine alergă? Bă, 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 bă,
Nu mai trola. Păi stați mă așa, dacă toți sunt mort. Teo, pe unde ești? Doamne. Ce dracu am, frate, bă, să mor, jur. Nu știam. Bă, ăsta mă, eu mă aud. Bă, pe mine mă strigi, mă? Mă, nu am murit eu de inimă. A. Hai, men, mă auzi, mă? Da, da, am înțeles. Ieșim? E după mine, Teo. Ha, am înțeles. Teo a murit, ce să mai fie? Am ieșit, mă, nu găsim aia, nu știu pe unde poate băi, să fie. Băi, frate, n-am mai putut, mă, dar nu știu, ori era buguit, orice, era imposibil, nu era nicăieri. Bă, pe mine mă lua o răceală gravă, frate, nu știu. Acum, dintr-o dată, oare s-a transmis în Discord, mă? Asta cred. Am zis și eu, gen, mă, ia, mă, ia rău de tot gentusea și mă simt așa, super aiurea. Aha. Gen, tușesc non-stop și gen, când tușesc, știi chestia aia așa, gen, nu știu cum să zic, din gât. De da, te râcâi da. Așa? Da, și te râcâi și simți că ai o zamă sau nu zamă. Cum vrea cum să-i zici? Legmă. Așa, ai ceva gen, ca și cum ai scuipa, știi? Ai o zamă. Zamă. Bun, nu știu ce trec, nu te uiți atât viața mea, hai. Ai o zamă, așa am pun titlul la live. Țineți minte când tușiți și simțiți o zamă. Pe gât. Bă, eu te înțeleg, frate, că am fost răcit până acum, gen. Sper să nu e. Că am ieșit decât azi afară, de unde se iau răceala? De la aer? Bă, dar răceala nu se ia, mă, se face, ești nebun. Păi și din ce cauză o făcui? Eu dă mult să știu, ești nebun? Cine știe ce conflict interior ai cu puiul? Te recunoaște că ai virus de ăla, de se dă prin Discord. Bă, am, dar nu se dă pe Discord, se dă că ne-am jucat împreună, Lunch Lady ăsta. A, am înțeles. Atunci, Teo Zeciu, dublu click, vezi profilul, report, pentru persoană care, uite, este implicată în activități răvoitoare. Tu mamă, asta vrei m-am să-mi dus, faci, Teo. M-am dus, ești nebun la cap, m-am dus rău. Vrei să îmbolnăvești oamenii. Ia uși că răceala nu se face, nu, răceala nu se ia, se face, Teo 2021. Păi, nu, păi, pe bune, mă, ești nebun. Oh, ia uite, a apărut fână a fân nou. Ia, cum e? A, deci îmi zicea cineva pe cea, dar nu credeam că... Fână a fân 2021? Mamă, Teo, a, da, uite, security breach, nu știu ce. Vrei să ne luăm... Bine, asta în mai când o să apară The Forest. Păi The Forest nu a apărut deja? Nu, no, ăla, vezi că e jmecher rău de tot, am văzut. Da, mă, ne jucăm. Poate le luăm și pe ce Sima și Roxana, facem gang. Facem gang în mulți, în câți putem să jucăm cel mai mult? Bă, cred că mulți, stai să mă... Mamă, îți dai seama dacă facem un dăla nebun cu o grămadă de oameni? Ar fi forță, jur, să ne strângem mulți. Cred că, uite, putem... 8 persoane. Mamă, 8 sunt o grămadă. E forță. Dacă are grafica din trailer. Mamă, da, păi așa o să fie. Și să vă gândiți dacă vreți să vă luați... Să vedea că am viața reală. Dacă vreți să vă luați prop night-ul. Să facem săptămâna asta, dacă vreți. E free? Nu, cred că e 16 ori. Atunci eu nu-l iau că nu-mi place, nu că e... Să intri, să-ți faci cont pe K-Mailer. Te pup, Nicușor. Și te conectezi cu contul de YouTube și K-Mailer gen îți dă tot timpul coduri gratis de la creatori, știi, la jocuri. A, serios? Da, eu, adică asta face și, adică sunt convins că asta și face și Rafael, că am văzut că și el face toate jocurile pe care ți le oferă, pe care mi le oferă mie creatorii. Deci cum se numește? Da, mă rog, ne auzim după. Caută K-Mailer. K-Mailer.co și de acolo. K-Mailer. Și nu-mi intră virus dacă mă loghez aici? Gen, mi se transferă mie contul tău bancar, dar mă gândesc că nu e nicio problemă. Nu, e pentru tine viața mea. Ăsta keymailer.co? Da. Aha.
Nice. Am și Bass Simulator, cred că am o grămadă de jocuri. Interesant. Mamă, cum mă ia. Cred că eu îmi fac un Nurofen, un de la cum îi zice. Fă-ți viața mea, fii atent, fă-ți ce ai de lămâie și pune miere multă în el și o să vezi că o să te simți mult mai ok. Mamă, fix ce-mi place mie. Lămâia cu miere, genial, jur. Eu aș mânca și gol, fără ce ai, mă crezi? Poți să iei miere, goală. Lămâia, nu știu dacă te ajută lămâia. Dar... Nu, gen, miere, când se pune acea miere pe lămâie și să muși din ea direct. Da. Forță. Eu n-am făcut niciodată asta. Deci are un gust senzațional, iubesc, frate. Mi se pare că mierea e cea mai bună chestie de pe planetă și usturoiul. Așa, gen natural, știi? Nu chestii făcute, gătite sau preparate. Aha. Mierea așa în sine, gen cum e ea, naturală și cu usturoiul. Nu, n-am auzit pe nimeni niciodată să vorbească cu atâta pasiune despre miere, mâncați-o și curată. Nu, iubesc. Păi, jur, la cum vorbește, parcă vrea să ne vândă. Păi, nu, eu mă o să mănânc miere, mâncava și nu mai închid live, mă o să mănânc miere. Dacă aș avea fermă de asta, cum zice, stoul de la de albine, hai că stoul de albine, hai că stoul. Nu, dar nu stoul, stoul. Stoul. Chiar v-aș vinde mierea la Hyman. Eu știi ce aș mânca, mă, frate? Mm. Aș mânca o zamă de miere. O zamă de gât, o zamă de tuse. Mamă, nu mai pot. Da. Vă mulțumesc de seară. Băieți, Fury, dăm un LOL? Băi, ce vă mulțumesc, mă, băieți. Da. Hai să dăm un LOL. Hai că vă da, dăm LOL. Hyper Carry, gen. Băi! Hey! Vă las la LOL, hai, vă pup. Pup! Mersi frumos, ceau. Bărbă și eu un pic. Ștefan... Băi, stați așa un pic, am ratat ceva. Ștefan, mersi mult de tot de membru, bro. Bine venit la noi în familie aici, frate. De fapt, nu, stai că e membru timp de 3 luni. Dar de ce mi-apare aici? Acum ți-ai renoit. Mersi mult de tot de renoire, apreciez maxim, frate. Te pup, Ștefan. Hai să vedem cum te joci, LOL. Nu, live-ul o să-l închid, vițe. O să mă pun pe spate și aici o să bag și eu un LOL. O să-mi vină mâncarea, o să alea. Asta e... Stai că mă întreabă dacă vreau să intru pe 5M. Nu mai intrăm. Vieții mei, vă mulțumesc mult, frate, că ați fost alături de mine live-ul ăsta. Vă urez o seară minunată în continuare. Sper că v-ați simțit bine, sper că m-am să-mi zâmbețel pe buze. O să postăm și zilele următoare vloguri, că eu am, chiar dacă n-am mai filmat, am niște vloguri pe care le aveam filmate, dar n-am reușit să le postez, gen. Din mai multe motive. Și inclusiv ăla cu care vă amenit eu din aprilie, mâncava jucura voastră, dacă mai țineți voi minte. Ăla dă mult rău de tot. Sper să-l postăm săptămâna viitoare, că se încheie anul și eu nu postez vlogul ăla, ești nebun. Repet, dacă vreți să vă implicați în această inițiativă de a ajuta copiii care nu dispun de hăinuțe de periferice și așa mai departe, să se joace de electronice și așa mai departe, dacă vreți să ajutați cu bani, dacă vreți prin voluntariat, dacă vreți să donați efectiv ce nu folosiți voi, vă rog să o faceți, frate, găsiți link-ul în descriere. Mulțumesc și tuturor sponsorilor care s-au implicat. Mi-a făcut mare plăcere să fiu și eu, să fac și eu parte din acest gaming maraton. Vă pup, vă mulțumesc din suflet și ca de fiecare dată vreau să facem și noi un raid. Facem și noi un raid lui Palaș, că face live cu Imogen. Facem și noi aici un raid așa de final. Vă pup, culcat! Vă pup, frate, vă pup. Seară frumoasă, noapte bună, poftă bună, indiferent de ce faceți. Hai cu un raid aici așa de încheiere. Vă pup. Vă mulțumesc din suflet pentru tot, frate. Băi, intrați aici, da? Echipa. Am dat și eu like. Vă pup. Ia. Hai.